2000 de ani, de Mihail Sebastian. Dramatizarea și adaptarea radiofonică, Doina Pap. Episodul 1. Pardon, scuzați-mă. Permiteți? Când a intrat pe ușa compartimentului, precedat de două geamantane și urmat de alte vreo trei, plus nenumărate pachete mari și mici legate în foi zdrențuite de ziar, în acel moment am simțit o subită furie împotriva lui. Cine l-a mai adus și pe ăsta aici? Abraham Solițăr este numele meu. Permiteți-mă, scuzați. Tocmai mă felicitasem de a fi găsit un loc bun într-un tren asaltat de studenți și militari, plecând în provincie de sărbători, când iată-l pe ovreiul ăsta, ducând după el o întreagă gospodărie, călcându-mi galoșii, trântindu-și paltonul peste al meu, îmbulzindu-se apoi pe bancă, tenace în hotărârea lui de a-și cuceri un loc în numele biletului de tren. Scuzați, vă rog. Pe de o parte mi-era milă de ridicolul lui, dar aveam un ciudat sentiment de complicitate de care simțeam nevoia urgentă să mă dezic. Se calmase. Fixa cu atenție pe fiecare din compartiment, orientându-se într-un târziu la mine, cu un surâs cordial, semn că mă recunoscuse. Asta m-a înfuriat odată mai mult. Nu trebuie să te superi, tinere. Ovreiul e un om cu pachete. Câte necazuri, atâtea pachete. L-am iubit dintr-o dată pentru cuvintele astea și m-a cuprins un val de rușine pentru cât de poltron fusesem. I-am răspuns pe loc cu o vioiciune într-adins exagerată, vorbind tare ca să mă audă toți călătorii din compartiment și să înțeleagă că nu mă jenez de bătrânul acesta incomod, că recunosc în el un prieten, că accentul lui ovreiesc nu mă supără, că de ghetele lui pline de zăpadă puțin îmi pasă și nici de pachetele lui insolente. Nu mă supăr deloc. Faceți-vă comod. Mulțumesc. Mergeți la Brăila? Nu, sunt din Brăila, dar acum am pornit la drum lung. Undeva departe unde sunt așteptat. Trebuie să merg acolo chiar de-ar fi să n-ajung niciodată. Cu ce vă ocupați? Ce faceți? Ce face un ovreu? Umblu. Asta e meseria mea. Sunt negustor de cărți ovreiești. În duzina asta de cufere și pachete sunt Biblii, Talmuduri, istorii hasidice, povești din ghetou, poezie ebraice, literatură idiș. Le duc din Germania și Polonia spre ghetou moldovenesc. Cunosc toate târgurile Bucovinii, toate casele basarabene în care se gândește serios un text talmudic. Toate sinagogele din Mahala în care se mai aude o cugetare iudaică. Dacă vrei un catalog al tuturor manuscrisilor și tipăriturilor ebraice din țară, la mine îl găsești. Pot să spun precis ce rabin, de unde și cum îți poate da lămuriri despre marea dispută de la Barcelona din 1240 sau de la Tortosa din 1413. Aud acum întâia oară aceste cuvinte stranii, nume din alte veacuri. Abraham Sulitzer le poartă cu el vii, tot atât de vii astăzi în mintea lui, cât erau cu veacuri în urmă în mintea cui le-a scris și cugetat. Un adevărat Ahasverus. Zadarnic s-a schimbat fața pământului. Aceste vechi lumi tot prezente sunt, aceste patimi vechi tot tulburătoare. Omul meu le poartă pe toate drumurile în slujba eternității. Aveți o Biblie? Pentru bunica mea. Cu poze, dacă se poate. Bineînțeles. Uite și o istorie pentru dumneata. Una nemțească de 700 vii. S-o citești. Mulțumesc. La revedere. Hei, tinere,
Nu mi-ai spus cum te cheamă. Când am coborât din tren sub becurile chioare din gara Brăilei, mi s-a părut că mama e mai slabă decât oricând și îmbătrânită. Ai toate pachetele? Da. N-ai uitat nimic în tren, da? Nu. Hai, încheie-te bine la gât să nu răcești. Bine, mama. Ce mai e pe la facultate? Am citit în ziar că iar au început bătăile. Băiatul șepcarului care a venit și el acasă mi-a spus că la voi la drept e mai greu ca oriunde. Tu să mă asculți pe mine. Să nu te baci. Lasă-i pe alții să facă pe grosavi. Am rugat-o pe mama să stăm acasă. Bine, bine. Cum zici tu? Am pus muzică. Ea lucrează, eu citesc. Mă uit uneori peste carte să o văd frumoasă, calmă, cu fruntea cea mai liniștită pe care o cunosc, cu ochii puțin obosiți de vârstă, 43, 44. Mi-e frică să o întreb. Cum trăiești tu la București? Bine, dar pentru ce întrebi? Pentru nimic. Știi, mamă, dacă 4.000 e prea greu să-mi trimiți, o să stau la cămin. E bine și acolo. E târziu. Hai la culcare. Dacă nu mi-ar fi rușine, m-aș duce să o sărut, cum făceam pe vremuri noaptea, când mă trezeam în mijlocul unui vis rău. Valiza asta gata de călătorie. Ăsta era visul rău. Am încercat dimineața să cobor la Dunăre, fiindcă auzisem că a înghețat și aș fi fost bucuros să trec cu piciorul pe malul drept, dar n-a fost chip să ajung la debarcader. Valuri întregi de zăpadă băteau dinspre port, sus, spre oraș. M-am hotărât atunci pentru o sindrofie în familie. Mi-am convocat în jurul teracotei amândouă bunicile, mama mare și baba. Mama mare e mama tatii și are vreo 85 de ani. Baba nu cred să fi trecut de 70. E mai tânără și mai vioaie. Are încă amor propriu, vanitate și cochetărie. A fost foarte frumoasă în tinerețe. Poartă pălării de mătase și pai și probează de 3 ori o rochie. Tata, mi-am pus cercei de diamant. A, Doamne, și lanțul de aur. Ai uitat brățara cu rubin, bunicul? Ne-am uitat, dar l-am pus. Cea pe care ți-a dat-o bunicul la nunta de argint? Da, știu, nu. Mi-am amintit aseară, nu știu de ce, de el. Îl văd la masa de lucru între miile de arcuri, resorturi, șuruburi, rotițe, cadrane și minutare, cu un ochian prins mereu în arcada ochiului drept, descântând cu mâinile lui lungi acea lume de minuni mecanice. Sub fiecare geam de ceasornic se afla o planetă cu viață personală. Trăia între ele absorbit. Era un singuratic, bunicul, nu-i așa? Nu știu. Pe seara când se făcea întuneric, se ridica deodată și-și căuța pălăria și bastonul și fugea spre sinagoga de peste drum. Era așa, întotdeauna mergea. Se oprea la pupitrul lui, acolo, în sinagogă. Îmi amintesc. L-am privit de multe ori acolo citind. Acasă erau ceasornicele, aici ideile
și unele și altele abstracte, reci, exacte. Parcă încerca să uite de sine însuși. Avea uneori priviri care luminau de departe, în deznădejde. Aștepta. Nu știu ce. Între el și mine sunt cel puțin 60 de ani de viață și 20 de moarte. El trăia în evul mediu, eu trăiesc azi. Ne despart câteva secole. Citesc alte cărți decât a citit el. Cred în alte lucruri decât în care a crezut el. Umblu între alți oameni, sufăr de alte întrebări și totuși mă simt azi așa de mult nepotul lui, coborător din melancolia lui fără leac. Ah, știu de ce m-am gândit la el acum. Am întâlnit în tren un bătrân, Abraham Sulitzer. Da, știu. De la el am cumpărat biblia asta. Da, știu, da, știu. Mulțumesc. Biblia. O să-i citesc din ea și mamei mari. Mama mare e mama tatei. Nu știe să citească. Are vreo 85 de ani. A intrat în bătrânețe cu totul resemnată. De când o știu, poartă un singur fel de rochie. Neagră, dreaptă, simplă, închisă cu nasturi obișnuiți de os. Albă, obosită, calmă. E o bunică dintr-o carte de citire. Vorbește o limbă românească aspră, o limbă de țară, de sat muntenesc. S-a născut aici la Brăila prin anii regulamentului organic. Tatăl ei a lucrat an de-a rândul la o moșie din Gropeni, unde ținea registrele cu socoteli, iar bărbatul ei, bunicul meu, dinspre tată, a fost muncitor în port. Ea, mama mare, a trăit cu Dunărea în față. Povestește și azi lucruri miraculoase din veacul trecut despre oraș. Povestește mai ales despre un bal. Primul ei bal, care trebuie să fi fost unul senzațional în viața târgului. Încerc să-mi o imaginez tânără în acel decor romantic. Poate acolo să-l fi cunoscut chiar pe bunicul din Gropeni. Dansat? Nu mi-o pot închipui, sfioasă, dar nici jucăuș. Bunica mea din cartea de citire nu putea fi decât o fată model. Sunt foarte ciudate deosebirile ramurilor noastre ascendente. Dinspre partea tatei, numărăm cel puțin un veac de viață românească, trăind cu vecinii români, lucrând cu ei. Străbunicul acela, Mendel, din Gropeni, vorbea și scria românește. Purta cizme și surtuc. Era ceva aspru și colțuros în el, ceva de barcagiu, de căruțaș, de muncitor cu ziua. Citea și el în seriile de sărbătoare din nu știu ce imense cărți ebraice, dar nu punea în lectura aceasta patima pe care o simțeam cu tremurându-l pe celălalt bunic, tatăl mamei. Acela era un intelectual, acesta nu. Trăia între vânturi, cu picioarele pe piatră și pământ, vorbind tare, ca să acopere cu glasul lui vuietul fluviului, sirena vapoarelor, un om de la Dunăre. Familia mamei a ieșit mult mai târziu din ghetou. Au viețuit mereu în jurul sinagogilor, de acolo aduc poate ochilor negri, mâinile lungi și subțiri, paloarea obrajilor. O surdă neînțelegere i-a despărțit întotdeauna. Unii prea nepăsători, alții prea susceptibili. Vigoarea unora părea celorlalți neciopleală, sensibilitatea acestora părând la rândul ei fasonată. Și totuși, un fapt ciudat s-a petrecut cu străbunicul meu din Gropeni. Trecuse cu mult de 90 de ani și într-o bună zi și-a strâns lucrurile.
le-a pus pe toate într-o traistă și a plecat. De ce? Unde? Mama mare spune că Nereț, Israel, a plecat singur. De ce? Nu se știe. Mama mare spune că nu a lăsat nici măcar o poză. Ar fi ajutat-o să-i găsească piatra de mormânt. Mai știi în ce an? Era în 1876. Așa spune mama mare. A murit la Ierusalim la câteva luni de la sosire. În noaptea aceea, mama mare l-a visat. Zice că i-a spus: iată, eu am murit. Tu ai să ai un fecior și ai să-i dai numele meu. Baba citește din Biblia pe care i-am adus-o. Nu e nimic ceremonios în lectura ei. Patriarhii nu intimidează. Are dreptate. Se întâmplă în viață, de ce nu s-ar întâmpla și în Biblie? Baba a murit greu, suferind cumplit. Chemat de o telegramă, am ajuns la timp ca să-i mai țin vii în mâinile mele, mâinile ei mici, subțiri, osoase, care nu s-au odihnit o clipă 70 de ani. A murit rezistând până la capăt, dându-și seama de tot. Necruțătoarea luciditate a muribunzilor. De ce atâta împotrivire? Vine moartea? Las-o să vină. Primește-o. Am revăzut agonia bunicului, mai cumplită. Ca un protest ultim, un strigăt. Dar ea, baba, cu înfățișarea de copil travestit în bunică, ar fi trebuit să moară altfel. Ce rău murim noi! Nici atâta lucru n-am învățat din veacurile de moarte prin care am trecut. Trăim prost, dar murim și mai prost. În deznădejde, în luptă. Ratăm ultima șansă de pace, de salvare. Să te agăți cu atâta încăpățânare de viața asta, să renunți la tot, numai să nu renunți la ea. Să o năbuși cu iubirea ta disperată și să te crezi pierdut când ai pierdut-o. Ce oribilă neputință de a privi cu un cap mai sus. Durerea mamei mă dezolează. A fost mama mea și vreau să o plâng. Dacă viața mea mi-ar cere într-o zi să o dau pentru ceva, gândul că mama ar suferi pentru mine în halul ăsta ar fi un act de teroare. Sunt prea multe devotamente în familia ovreiască, prea multe efuziuni, prea multe renunțări. Singurul om pe care moartea babei nu l-a tulburat e mama mare. Cu cei 90 de ani ai ei, iată-o supraviețuindu-i celeilalte bunici, mai tânără, mai pasionată de a trăi decât ea. Dumnezeu nu alege, zicea mama mare. Azi a fost ea, mâine am să fiu eu. Mama mare e din gintea tatei, neam în care se moare târziu, de bătrânețe, fără părere de rău. Moartea lor e bună și simplă. E un sânge tare pe care nu l-a subțiat talmudismul și nu l-a otrăvit lumina lămpide prin sinagogi. Au trăit lângă un fluviu printre vapoare și cereale. În intimitatea ei, baba îi disprețuia. Excesul lor de sănătate îi se părea probabil un semn de vulgaritate. Uite-mă soarele și mai lasă-le încolo de gânduri. Pârlea de Ștefan. Îi păstram din liceu un dram de simpatie. Umblam amândoi spre mahalalele Bucureștiului, mirați că nu dăm de Dunărea noastră de acasă. Și ne aminteam de mirosul salcâmilor putrezi sau verzi, de bătaia ghetelor pe caldarâm, de vocile trecătorilor, de culorile violente ale firmelor. Știi ce cred eu, măi Pârleo? Ce? Că noi doi am putea fi prieteni.
Dacă n-ar fi atâtea prostii care să ne despartă. Te înșeli. Noi doi prieteni nu putem fi. Nici azi și niciodată. Tu nu simți că eu miros a pământ? Ba da. Simt. Și pentru asta îl invidiez. Dacă aș putea să regăsesc undeva în fundul veacurilor câteva senzații simple și tari, foame, sete, frig, dacă aș putea să trec peste 2000 de ani de talmudism și melancolie, să am bucuria limpede de a trăi, ca odinioară, pârlea miroase a pământ fericitul. Pentru el, eu trebuie să fiu prea sceptic. Mai târziu mi-am dat seama că nu aveam de ce să-l invidiez. Dacă scandalurile studențești au fost pentru mine o tragedie, nici pentru el n-au fost altceva. Cu gândul la el m-am întrebat peste ani dacă a fi huligan este mai comod decât a fi victimă. Și l-am provocat să-mi vorbească despre rolul lui în mișcare. A sparge geamuri un lucru excelent. Orice faptă violentă e o faptă bună. Lozinca, jos jidanii, eu dobitocie, recunosc. Dar ce importanță are asta? Totul este să poți zgudui ceva în țară. Începe cu ovreie dacă altfel nu se poate. Dar sfârșește sus, într-un incendiu general, într-un cutremur care să nu cruțe nimic. Mă reconfortează în băiatul ăsta totala lui incapacitate pentru scheme. El gândește într-un fel de iureș care dărâmă, răstoarnă, îmbrățișează, fără metodă, fără criterii, după ritmul acceselor lui de frenezie. Singurul lucru pe care îl pot face pentru universitate este să-i dau foc. Dezertarea ta mi se pare o prostie, pârlea Ștefan. Da, dar una salutară. După această sentință a și plecat din universitate. A urmat și alte aventuri ale lui, din care n-am mai priceput însă nimic. Pur épaté les bourgeois, spune pârlea. Căci se dusese vestea de un om care refuză banii. Ai refuzat 1200 de lei și ai uluit în schimb un întreg minister, adică vreo 200 de oameni. Niciodată nu s-a cumpărat mai ieftin o reputație. Ce voiai să fac? Să primesc azi 1000 de lei mai mult și peste un an altă 1000? Să fiu azi subarhivar, mâine arhivar, poi mâine arhivar șef, supraarhivar, arhivar general? De asta am fugit de unde am fugit? Mă, nu înțelegeți că fiecare slujbă acceptată în statul ăsta e o complicitate? Fiecare succes în cultura asta o abdicare? Eu vreau să dărâm, vreau să pun foc. Și pentru asta trebuie să-mi păstrez mâinile libere. Nu vreau să am nimic de păstrat, nimic de pierdut, nimic de apărat. Nimic care să mă întârzie în ziua în care o să vie marele tăvălug. Marea perfidie a ordinii în care trăim e să facă din fiecare din noi un servitor inconștient al ei. Altfel ne cumpără ieftin, pe nesimțite. Generația neliniștită de după război. Acest sâmbure de revoluție nu se putea însă vedea din nefericita noastră cameră de la Căminul Văcărești. Nu e timpul să-mi fac reproșuri de a nu-i fi înțeles la timp pe bătăușii mei. Pârlea reprezenta câmpul advers, în care multă vreme n-am putut vedea și înțelege nimic, din cauza nesfârșitelor rețele de sârmă ghimpată care ne despărțeau. Tu ascultă pe mama ta, lasă-i pe alții să facă pe grozavi. Ei nu au împotriva noastră decât piatra, uneori revolverul. Noi avem în lupta pe care o ducem etern cu noi înșine vitriolul acesta, care consumă încet, dar ireparabil, și care e propria noastră inimă. Îmi pare rău că în această confruntare cu mine însumi îmi mai păstrez o oarecare simpatie. Aș vrea să mă pot detesta violent, fără nicio scuză, fără nicio înțelegere. Aș vrea să fiu 5 minute antisemit, să simt în mine un dușman care trebuie suprimat. Dusesem la rectorat să cer o informație. La întoarcere, vestibulul era invadat de fețe necunoscute.
părea să fie o bătaie cruntă. Deci, baricadat. O iau pe scară în sus, sar câteva trepte, trântesc după mine ușile întâlnite, mă lovesc de pereți la cotituri. La etajul 2, spre stânga, simt că n-am să o mai duc mult așa. Apăs pe clanță, încordat, e deschisă. O sală mică, incomodă, 10-12 ascultători. La catedră, un om foarte tânăr vorbește. Sunt încă buimac. Mi-e teamă de cei de afară. Mi-e rușine de cei dinăuntru. Înregistrez preocupat de mersul creionului pe hârtie. Dacă există o criză a noțiunii de valoare în economie și finanțe, ea nu este un fapt particular, ci se integrează într-o criză generală a valorilor pe toate planurile vieții moderne. Luați câte una din instituțiile noastre, luați-le câte una și ciocăniți-le. Veți vedea că sună gol. Viața a evadat din ele. Spiritul s-a dus. Ghiță Blidaru, profesor de economie politică. Vine de la München sau Berlin. Are 35 de ani, scânteietor. Din păcate am fost împiedicat să mai intru la cursul lui. Cu cât se apropia 10 decembrie, bătăile se întețeau. Se vorbea despre închiderea facultăților. Dragă mamă, trecut examenele. Sunt fericit. Sunt fericit? Nu știu. Știu numai că există acasă, pe malul drept al Dunării, 20 de metri de nisip cald și în fața mea un fluviu întreg pentru înnot. Dar nu te-am mai văzut la cursul meu. Ce mai faci? Domnule Blidaru, mă bucur să vă întâlnesc. Tocmai am cumpărat un Montaigne superb, doar 60 de lei. Uitați ce ediție veche. Da. Cred că e de pe la 1700. Nu mi-ai răspuns la întrebare. Nu vrei să mă vizitezi acasă? Să zicem joi la 4:30. Te aștept la mine. Bineînțeles că voiam. Omul ăsta mă fascinase din prima clipă. Are 3 camere pline cu cărți și a patra goală, în care stă el. Un pat simplu, de campanie. O reproducere mică după iarna lui Bruegel. Nimic mai mult. Și un inexplicabil aer de intimitate. Sunt intimidat până la nemișcare. Da, ce-i cu dumneata? Domnule profesor, aș vrea să vă spun... Știu. Vrei să spui totul. Adică cel mai simplu și mai greu lucru din lume. I-am spus tot ce am gândit în ultimul timp, ce am scris aici în acest caiet din care vă citesc acum și tot ce n-am scris. Are un fel de a te asculta care îți simplifică parcă propriile tale gânduri. Ar trebui să urmezi ceva care să te lege de pământ. Nu dreptul în orice caz, nu filozofie, nu științe economice. Ceva care să-ți redea simțul materiei, dacă l-ai avut vreodată.
O meserie făcută din certitudine. Desenezi? Da. Bine? Destul de prost la desenul artistic, dar destul de bine la cel tehnic. Cu matematicile, cum stai? Nu-mi plac enorm. Mă pricepeam în liceu, fără pasiune însă. Nu vrei să te faci arhitect? Am apucat să cred că voi fi avocat. De ce? Nu știu. Cu puțină silință m-aș deprinde să mă văd și arhitect. Simplă chestiune de educație mentală. Am să te recomand arhitectului Vieru. Mircea Vieru. He? Ce zici? O să cunoști pe cel mai detestat locuitor al planetei. Cel mai detestat locuitor al planetei. Blond, ochii albaștri verzi, surâs deschis, plin de lumină, ținută modestă, cu tresăriri neașteptate de orgoliu, mâini nervoase, voce scăzută, egală, care nu urcă niciodată. Fiorosul Mircea Vieru semăna jumătate licean, jumătate a botanist amator. Abia mai târziu, cunoscându-l, mi-am dat seama că violența lui despre care se vorbea atâta e o violență intelectuală, ceea ce n-are absolut nimic cu bunătatea lui, cu generozitatea lui personală. Ziarele erau pline de numele lui, la Chestiunea Zilei, dar și la revista de la Cărăbuș, unde tănase, cu o mistrie și o cărămidă în mână, îl cânta într-un cuplet. De ce? Pentru insolența din gândire. Iată o mostră. Arhitectura nu e o afacere privată între un om cu bani și unul cu diplomă. Arhitectura este o problemă de viață socială. O casă prost gândită este un atentat la liniștea publică. Nici nu bănuiam atunci ce rol va juca în viața mea omul ăsta care nu făcea altceva decât să denunțe. Câte concursuri n-au fost tulburate de intervenția lui. Câte concesionări n-au fost puse în primejdie de el. Nimeni nu știa la ce se poate aștepta din partea acestui omuleț blond care cheltuia puținii lui bani ca să tipărească reviste de artă și critică. Se războia continuu cu tot universul, cu guvernul, cu parlamentul, cu primăria, cu Partidul Liberal, cu poporul. Când l-am cunoscut, în jurul lui era vid. Prietenii dezertaseră, clienții nu se vedeau, iar el scria memorii și pamflete în care punea la punct. Contactul meu cu arhitectura nu era prea încurajator. Aveam pe de altă parte și unele îndoieli personale. Nu credeți, domnule Blidaru, că arhitectura mă va condamna la preocupări prea particulare? Nu-mi va lua oare legătura cu timpul, cu sensibilitatea acestui timp, cu căutările și sensul lui general? Dragul meu, arhitectură sau medicină sau muzică sau economie, toate sunt planetele aceluiași grup solar. Indiferent de ceea ce facem fiecare în parte, descifrăm cu toții aceleași directive care ne sunt comune. Adevărurile și sensurile de viață ale unui timp au o unitate organică, de familie. Toate se leagă în lumea asta. Nu există nici fapte, nici preocupări izolate. Toate intră într-un ciclu. De ce ai vrea ca arhitectura să lipsească din acest lanț? Vrei, nu vrei, ne vom întâlni până la urmă. Tu, eu care fac economia politică, ăsta care face antropologie, ăsta la alt care face algebră, vehiculele sunt altele.
Drumul e același. Și atunci? Atunci vei învăța să umbli pe pământ. Foarte important pentru viață. Hai să vezi. Ce miraj și ce simplitate în omul ăsta. Voi ști altă dată când voi îmbătrâni în ce măsură este blidarul un gânditor. Știu însă de pe acum cât e de mare artist. Ce curioasă toropeală, ce oribil îngheț în casa asta care se numește totuși atât de cald cămin. O singură cameră, una singură, vie, agitată, respirând pasiune. Camera problemelor sociale. Aici și are patul Winkler, medicinist bătrân pe care l-a întârziat în examene sionismul și Este Haim, politehnician temut de matematici și marxist violent, îi se spune pe scurt STH. Amândoi se ceartă interminabil. Diletanți, asta sunteți. În orice faceți, în orice simțiți, în orice vi se pare că simțiți. Diletanți în amor, diletanți în știință, diletanți în sărăcie, când trăiți în sărăcie. Nimic până la capăt, nimic eroic, nimic pentru moarte. Totul pentru o viață, pentru o viață conservată, târguită, tolerată. Tu, Winkler, care zici că e sionist, habar n-ai că există pe lume un pământ care se cheamă Sion. Eu unul nu cred în el, dar tu crezi? Atunci de ce nu te duci acolo să calci pe el? Tu de ce nu te duci? Eu sunt aici unde trebuie. Eu oriunde voi fi, voi fi unde trebuie, fiindcă eu fac revoluție. Fiecare cuvânt al meu e un protest. Fiecare tăcerea mea e o chemare. Discuția a durat aproape toată noaptea. Dimineața, STH mi-a bătut la ușă. Am venit să te neliniștesc. Împăcarea dumitale mă înspăimântă. Montaigne, de care îmi vorbea azi noapte, e o erezie. Standal, o frivolitate. Dacă atât îți ajunge ca să dor liniștit, cu atât mai rău pentru dumneata. Îți doresc insomnii lungi, nopți întunecate de insomnii. Haim, 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 ești un om ostenit. Oprește-te, stai un ceas, privește în jur. Pune mâna pe asta și vezi că e o bucată de piatră. Ia asta în mână și vezi că e o bucată de lemn. Uite un cal, o masă, uite aici o pălărie. Crede în lucrurile astea, trăiește cu ele, deprinde-te să le privești fără să cauți dincolo de ele tremurătoare fantome. Întoarce-te la aceste lucruri simple și sigure. Lasă-te în grija anotimpurilor, a foamei, a setei. Viața se va descurca cu tine cum se descurcă liniștit cu un pom, cu un animal. Dar tu, tu ai reușit asta? Unii simulă mai bine, alții mai prost. Să fugi de tine nu e imposibil. Dar într-o zi, într-un minut de neatenție, te întâlnești cu tine însuți la un colț de suflet, cum te-ai întâlnit la un colț de stradă cu un creditor de care te-ai ferit zadarnic. Și atunci înțelegi cât de inutile sunt toate evadările din această închisoare, fără ziduri, fără porți și fără gratii. Din această închisoare care este însăși viața ta. A venit primăvara. Marga Stern, în ultimul timp nu mi s-a întâmplat un lucru mai de preț decât cunoașterea ei. Nu știu de ce evit să spun iubirea ei. Chiar așa? Ia spune-mi de ce? Sunt un iubit dificil și tu știi asta. Îi cer să vină, îi cer să plece. O chem câteva zile în șir pentru ca alte ori să o evit săptămâni de-a rândul. Joc care ar putea fi atroce dacă n-ar fi între noi amândoi nu știu ce pact tacit de libertate și lene.
Ce iubesc cu deosebire la ea este teribila ei spaimă de abstracție. Dacă se întâmplă să-i vorbesc despre unul din faimoasele mele procese de conștiință, fata asta se închide subit, refuzând chiar să priceapă. Știi că mă mut la arhitectură? Ah, foarte bine faci. Nu crezi că e o extravaganță? O... De ce ar fi? Ai mei așa cred. E ceva neted în inteligența ei, ceva de bun simț, de simț al măsurii. Felul ei de a cânta la pian e cel puțin ciudat. Marga nu cântă, schematizează. Mare bucurie s-o asculți cântând din Mozart, un Mozart lapidar, reliefat, minuțios, ca zimții unui fierăstrău chirurgical. De unde ia Marga Stern această liniște? Să nu fie nimic iudaic în această fată iubită? Nici o tresărire, nici o umbră, nici o întoarcere înăuntru spre straturile rupte ale amintirilor depuse acolo? Am întrebat-o. Nu înțeleg ce vrei să spui. Desigur, da, am și eu melancoliile mele. Când ești tu urâcios sau când te iubesc prea mult, sau în sfârșit, când mi se întâmplă ceva rău, cine știe ce. Adevărul e că Marga e femeie înainte de a fi evreică. Dacă destinul rasei ar obliga-o la neliniște și visare tulbure, destinul ei de femeie o întoarce spre pământ, spre legile vieții care mocnesc în ea. Are un calm biologic care se traduce printr-un foarte tenace simț practic, simț de prevedere și de așteptare. Nu există întrebări mari, nu există decât certitudini mici care o privesc pe ea și se luminează în prezența ei. De ce mă privești așa? Știu și eu. Care crezi în sionism și lucrezi pentru ridicarea unei țări noi, nu te-ai lovit niciodată de sentimentul acesta sterp al singurătății ovreiești? E prea multă psihologie aici și n-am timp de așa ceva. Gândindu-mă că există oameni tineri ca tine, care și-au lăsat cărțile și s-au dus cu târnăcopul în cine știe ce nenorocită de colonie palestiniană, mă întreb dacă despărțirea asta este, cum crezi tu, un act de eroism. Sau este un act de disperare? Eu nu cred nimic. Îți declar cu cea mai mare sinceritate că n-am avut niciodată asemenea nedumeriri. Am știut întotdeauna ce trebuie să fac. Mă uit la tine cum te agiți, mă uit la STH, cum se frământă și zău dacă înțeleg. În ce privește grijile tale despre reclădirea țării, nu știu ce să spun. Poate că ai dreptate, poate nu, habar n-am. Mie lucrul mi se pare firesc, sănătos, clar. N-am nicio îndoială asupra sfârșitului bun. Dar nici grabă nu am. Muncesc și aștept. Ce zici, Haim? După mine, unitatea națională evrească este o aberație. Nu cunosc evrei. Eu cunosc muncitori și burghezi. Cunosc o problemă economică și tehnică a Siriei, a Palestinei, a Mesopotamiei, care nu e cu niciun dram mai interesantă decât problema Cubei, a Indochinei, a Rumeliei Orientale. Restul e mit, idilă, păcăleală. Zici că Sionul ar fi căminul nostru? N-am ce zice frumoasă vorbă. Ascornit-o, sunt sigur, un Quaker sau un puritan. Iar câteva milioane de ovrei sentimentali au luat-o de bună. N-am să mă cer cu tine pe chestiuni de geografie și economie palestiniană. Întrebarea pentru mine nu este dacă evreii pot realiza un stat palestinian, ci dacă pot face altceva. Nu cere unui popor pornit să ridice o țară, să-și numere banii, să semneze o poliță de asigurare contra accidentelor și să-și rețină camera la hotel.
Și pe urmă, drept să spun, toată discuția asta mi se pare prea deșartă. Eu sunt soldat, zidar, minier. Ascult și muncesc. Restul e idilă, dacă îmi dai voie să te citez. Nu, nu-ți dau voie. Judeci ca o domnișoară. De ce mă iubești? Așa. De ce nu mă iubești? Așa. Și tu tot cu așa te justifici. De ce e sionist? Așa. Îi cer iertare lui Winkler că răspund pentru el. Vreau doar să-ți spun, dragă STH, că acest așa de care tu râzi este totuși cu adevărat un răspuns decisiv. A fi sionist așa pentru că ești înseamnă a fi sionist în chip firesc, prin destin, cum ești alb, blond sau brun, cum plouă afară, cum ninge. Mi se pare însă că de aici începe drama. Sau, mă rog, îndoielile mele. Am impresia că mișcarea sionistă e un fapt de deznădejde, o ridicare împotriva destinului. Niște cerebrali care vor să scape de singurătatea lor, un tragic efort către simplitate, către pământ. Această luptă ascunde un sâmbure de tragedie, dar n-o să iasă el într-o zi la suprafață? Asta e întrebarea pentru mine. Iar mă iei cu fițele astea metafizice. Haide să mergem, că ne pierdem noaptea degeaba. Voi judecați, mă? Dar de unde? Voi cântați. Niște tenori, asta sunteți. Puccini e maestrul vostru. Și totuși vreau să cred. Sunt convins că neputința mea de a cânta cu ei este o infirmitate, nu un titlu de noblețe. Că neputința asta a mea de a reintra în mulțime, în orice mulțime, de a mă rostogoli în jungla ei, de a mă uita și de a mă pierde, este o tristă abdicare, o tristă înfrângere. Puștule, te-am văzut săptămâna trecută la conferința lui Blidaru. Da. Am vrut să te stric, dar m-am răzgândit. Mă gândeam că m-ai uitat. Un negustor de cărți întâlnit odată în tren. Dar aș fi vrut să te întreb dacă ai citit istoria pe care ți-am dat-o. M-a interesat mult și mă bucur să vă revăd, domnule Abraham Sulițer. Sunt sigur că nu i-a plăcut răspunsul. O carte ori te dărâmă, ori te ridică. Cu siguranță gândește asta, dar de spus nu spune nimic. M-a invitat să-l vizitez acasă. Am văzut oameni vorbind cu pisicile, cu câinii, dar cu cărțile. Abraham vorbește cu cărțile. Ei, tu de acolo, măi. Tu, al treilea volum din rând, vino aici la tata. Eh, cu minte că ai să-mi dărâm tot șirul. Și pe urmă cine le mai așează la loc? Îmi arată o întreagă bibliotecă plină de surprize. Cervantes în Yiddish, Molière, Shakespeare, Dostoevski, Thomas Hardy. Sunt uluit și exclam: frumos! Frumos, zici dumneata? Frumos ca un cățel? Ca o cravată? Nu, domnule, nu e frumos. E cutremurător. Adevărul e că nu sunt nici eu dispus să glumesc și că revelațiile bibliotecii lui îmi deschid o lume pe care nu o bănuiam. Cultură în jargon, cultură europeană în jargon. Pentru ce? Pentru cine? E? Așteptam să mă întrebi. La urma urmelor, dumneata nu știi mai mult despre noi decât știe ultimul băiețoi de pe stradă care se ia după evrei cu caftan și strigă: ai vei, ai vei! Nemțeastru stricat, limbă de mahala, asta e pentru dumneata, Yiddish-ul. Nu, domnule, e o limbă vie, domnule, o limbă în care s-a suferit și s-a cântat sute de ani, o limbă în care s-a cugetat despre toate câte sunt pe lume. Cu necazurile, cu frumusețele ei, cu patria ei,
care e ghetou, ghetou, adică lumea toată. Spune-mă doare în Yiddish și când ai spus te-a și durut. E sânge acolo, e cald, e viu. Nu mă pricep prea bine, dar nu cred că aveți dreptate. Yiddish-ul e totuși un jargon și asta e grav. O limbă făcută prin schimonosirea alteia. Originea asta nu e umilitoare? Îmi vine greu să cred că prin stricarea unei limbi se poate crea o alta. Ei, aici te înșeli, dumneata. Nu e vorba de o limbă stricată, e vorba de o altă limbă. Yiddish-ul e caragios numai în gura ovreilor bogați, care țin Fräulein la copii și cred că, vorbind prost Yiddish, vorbesc bine nemțește. Dar Yiddish-ul curat al ovreiului, fără ambiții și fără Fräulein, e o limbă caldă, pătimașă. Sunt milioane de ovrei care o vorbesc. Pentru aceștia se tipăresc cărțile astea pe care le vezi aici. Nu mai vorbesc de folclorul ghetoului, cu eroi, cu legende, cu mituri, cu misterul vieții de sinagogă. Folclorul ăsta de mahala ovrească, pentru care dacă ai ureche și inimă, merită să trăiești și să mori. Să mori mai ales, fiindcă de trăit e cam greu. Milioanele de vorbitori de Yiddish nu le prea văd, domnule Sulițăr. Văd, în schimb, mase mari de evrei trecând definitiv la cultura țării în care trăiesc. Evrei francezi, evrei germani, evrei români. Acum 100 de ani jargonul era limba lor. Astăzi au uitat-o. Mâine copiilor nu vor ști nici din amintire că a existat vreodată. Dumneata, uiți că din nefericire mai există și antisemiți? Și că mai există din când în când și pogromuri? Cu cât te asimilezi în 100 de ani, cu de 10 ori te aruncă înapoi o singură zi de pogrom. Și atunci ghetoul săracu stă gata să te primească din nou. De ce ghetoul și nu coloniile palestiniene? Dacă e vorba să ne întoarcem, de ce să nu ne întoarcem la primele începuturi? Acolo de unde am plecat acum 2000 de ani. Greu e și așa și altfel. Dar dacă e greu, cel puțin să fie o dată pentru totdeauna. 2000 de ani? Dumneata, crezi că e vorba de acești 2000 de ani în sionism? Crezi că băieții ăștia care poartă cizme și se salută soldățește și nu știu să zică în ebraică decât dăm o țigară? Crezi că ăștia au ceva comun cu cei 2000 de ani ai noștri de sânge? E o istorie trăită la lumina lămpii. Noi vrem soare, strigă ăștia, dar lampa asta de lângă care am citit atâtea sute de ani, lampa asta e iudaismul, nu soarele lor. Ești bătrân, domnule Sulițăr, de asta vorbești așa. Nu sunt bătrân, sunt ovrei, astea sunt. Apărând ghetoul, Sulițăr nu este mai puțin intolerant decât Winkler apărând sionismul. L-am mai vizitat de vreo două ori, dar am evitat să discutăm. L-am rugat să-mi citească din cărțile lui preferate. Pe seara a trecut Marga să mă ia la șosea. Am umblat mult pe jos spre Băneasa. Marga, care nu văzuse aeroplane până atunci, alerga pe câmp după umbra avionului. Pe urmă mi-a căzut în brațe. Ce obosită sunt! Vino să te culci la mine, Marga. I-am spus asta atât de simplu încât a înțeles că nu glumesc. Și-a retras mâna dintre a mea fără bruschețe, dar cu hotărâre. Nu, nu, am ceva de lucru pentru mâine. Rezistența ei morală e altceva decât o virtute. E neputința de a pierde. Asta se cheamă prevedere și se mai cheamă mediocritate. Mai rămânem doar puțin. Să admirăm amurgul, da? Nu mi-aduc aminte. Există în Biblie o iubită, o amantă? Mi se pare că numai mame, surori și neveste. Cu siguranță ne vom despărți. E o fată bună și va fi o soție excelentă. Face parte dintr-un neam de neveste.
Cred că din această lentă descompunere în prea multe afecțiuni vine gustul iudeu de solitudine. Nostalgia de a fi singur cu tine, ca o piatră. Să mergem, Marga. Te conduc. Cinci ani. Cine ar zice că sunt aici de 5 ani? Revăd ziua ploioasă când am descins din automobil în mijlocul Uioarei, bătrânul Rice, Marin Dronțu și cu mine. Nu știam decât vag din ziare despre conflictele exploatării miniere Rice S.A. cu țăranii, foștii proprietari ai concesiunilor. Americanul acesta osos nu va pierde niciodată groaznicului aer de om care poate spune oricând, oriunde, oricui plătesc. Era ceva apăsător în acea primă plimbare a noastră prin ținut. Dronțul privea cu nedumerire spre ulița deșartă. Dinspre schele se auzeau bătăi de ciocan și un uruit subțire, aproape muzical, de fierăstrău. L-am întrebat pe Rice. Ce-i cu oamenii din Uioara? Unde sunt? Nu i-am văzut niciodată. Fug de mine. Bine, nici eu nu mă prăpădesc de dragul lor. Le-am plătit terenurile până la ultimul ban. Dar nu știu ce mai vor. Sunt încăpățânați și proști. Prunii trebuie să fie pricina. Care pruni? Prunii. Nu i-ați văzut? Sunt albi din vârf până la rădăcini. Nu știu ce dracu a căzut pe ei. Cenușă, scrum de țigară, praf de cărbune. Nu știu ce-o fi. E spulung, domnule Dronțu. Material întrebuințat la spălarea sondei. Am făcut în toamna trecută o primă experiență cu sonda A19. Și nu se puteau cruța prunii? Este o copilărie, domnule. Dar nu ești prea tare în industria petrolieră. Astea sunt riscuri inevitabile. În definitiv, ce e un prun? Păi vezi, de aici vine cearta dumitale cu oamenii din Uioara. Că nu știi ce e un prun. Domnule, să fim serioși. Oamenii ăștia sunt nebuni. Nebuni, dar trebuie să ții cont de nebunia lor. Mi-a fost să râd. Cum? Să se evalueze din nou terenurile concesionate și să se distribuie un supliment de despăgubiri. Să se deplaseze satul din locul său cu câțiva kilometri spre dreapta și să îi se dea o nouă așezare cu desăvârșită securitate pentru livezi. Între sonde și cartierul general al societății să nu mai fie nimic despărțitor. Absurd! Domnule, dumneata, ai fost chemat aici să te ocupi de construcțiile exploatării. Să fim clari. Să clădești o rafinărie. Ce zor ai de petrol, de spulung, de sonde? Puțină-mi pasă de sondele voastre. Scoateți de acolo petrol, un delem sau zer, mie mi-e tot una. Dar nu pot clădi o cetate industrială într-un sat de podgoreni pe care o să-i afumați și o trăviți voi de acum încolo. Pe ei și prunilor. Într-o zi o să se sature de fum și o să vă dea foc și vouă și sondelor voastre. Ce iubesc la arhitectură este simplificarea progresivă a ideii, organizarea visului, după ce viața a început să colaboreze cu lucrul tău. Rice plătește mereu și se tot judecă. Sunt câteva adversități locale de o tenacitate pe care nimic nu o va putea înfrânge. Nu odată cad pietre, se sparge un geam. În 20 de ani totul va fi uitat, irevocabil uitat. Deja au trecut 5. Ce ciudat mi se pare țăritul greierilor aici, între coșuri de fabrică, sonde, cisterne, ziduri de uzină. N-am stârpit încă nici botanica, nici zoologia locului. Uite o veveriță. Doamne,
ce ești, nu alta. De unde, mă, de unde? Ereditatea, bătrâne. Stai tu liniștit, va trece și asta. Nimic nu rămâne nemodificat unde descalecă Ralph T. Rice. Iar visez la stele. Era vorba să trec pe la tinerii Denton să facem muzică. Le-au venit discuri noi din Anglia. M-a invitat Marjorie. Și nu te duci? Mielene. Dar tu? O cucerire nouă? Este niște fete, mă, aici. Oh, no! Ca trandafirii! Ai să ajungi spaima muierilor, Marine. Păi să ajung, de ce să n-ajung? Putere este? Este! De două ori pe săptămână, dronțul dă fuga la Ploiești de cumpără pudră și parfumuri pentru fete și neveste. Are un amor special pentru pudră roz și parfum tabac. Toată uioara nouă miroase a colonie proastă. Ar fi ușor de stabilit care sunt casele pe unde a trecut și cucerit marinal nostru. Foaie verde a bobului, mult ești mic și al dracului. Bă! Nu-mi pune o mintea cu margioria asta a voastră după care leșinați cu toții. Că praf aș face-o! În trei zile n-am ce alege! O fac să se ție scai de mine, mă! Dar nu-mi place cucoane, nu-mi place că e spălăcită și are ochi de pisoi. Bărbați sunteți voi? Aolea, niște fleacuri! Mi-a trebuit timp ca să-l cunosc și să-l iubesc pe Marin ăsta. Băiat de inimă, cu studii tocmai atâtea câte i-au trebuit pentru diplomă. Era fără îndoială de folos. Marin Dronțu e un seminarist rătăcit în arhitectură, un om dintr-o bucată. Mirarea mea n-a fost mai mică, întâlnindu-l în biroul celui mai subțire om din cât-ți cunosc, arhitectul Mircea Vieru, un cartezian rătăcit în București. Un boier Vieru ăsta. Dacă Vieru este într-adevăr boier, Dronțu este la rândul lui un țăran. Nu un mahalagiu, cum se silește să pară cu bădărăniile lui, cu umorul lui cam gros, cu cravatele lui tricolore. Mă, tu știi ce paraclis am ridicat eu la mine în gorj? Și știi ce am săpat pe ușa lui? Nu știu, dar sunt curios. Hai spune. Păi stai și ascultă. Eu, Marin Dronțu, feciorul lui Niculae Dronțu, care s-a născut aici în sat, și taică-s-o aici, și bunică-s-o aici, și neam de neamul lui aici. Așa stă scris pe paraclisul ăsta al meu. Ajuns surtucar, Marin Dronțu aduce cu el un dispreț străvechi pentru ciocoi. Cred că de aici vine și grosolănia lui într-adins afectată. A vorbi corect, lui Dronțu îi se pare un început de ciocoism. Marin Dronțu n-are îndoieli. Nu-și pune întrebări, nu caută secrete. Când se întâmplă să-l pălească vreo tristețe de amor, îi zice un cântec de la el din gorj și trece. Duminica a fost la biserică și a cântat în strană dăscălește. La ieșire i-am strâns mâinile. S-a roșit tot. Am așteptat aseară. Ești un dezertor. Ce cauți aici? O să-ți murdărești rochia asta superbă. Lasă asta. Mai bine spune-mi de ce n-ai venit. Am avut de lucru, iartă-mă. Dacă mă primești, vin diseară. Nu, diseară nu se poate, suntem invitați. Dar poți să fii și tu cu noi. Denton are o partidă de cărți și eu o să mă plictisesc ca de obicei. Te aștept. Pa! Marjorie. Am privit-o cum se depărta cu rochia ei albă printre cărămizi, moloz și var. M-am întrebat de multe ori ce fel de viață este asta pe care o duce Marjorie Denton. Pe bărbatul nu-l iubește și nici el pe ea. Au câteva pasiuni comune care fac mariajul plăcut. Muzica în notul schiul. Ei îi plac și romanele. Nu cred că va iubi vreodată pe cineva. O spun cu o oarecare tristețe, dar și cu destulă plăcere, căci nu știu dacă n-aș suferi știind-o în brațele altcuiva.
La serata aceea unde mă invitase, Marjorie a cântat la pian sub privirile îndrăgostite ale lui Pierre Dogani, un tânăr student care trebuia să se întoarcă în curând la Budapesta pentru examene. Marjorie, iubirea lui descurajată, îl face profund simpatic. Am plecat târziu. Flăcău cu man, cu ochii mari era, menit de doruri multe să bolească. Păzea o turmă și astfel străbătea, vestita pustă, ungurească. Pe drum Dogani mi-a recitat din Odi Endre. Amurguri și miraje lunecând, de mii de ori i-au pus pe suflet stea. Dar de-i creștea-n inimă o floare, poporul turmei i-o păștea. În definitiv, de ce pleci? Crezi că universitatea e mai bună la Budapesta decât la București? Nu știu dacă e mai bună. E universitatea mea însă. Te credeam evreu. Sunt maghiar. Evreu, desigur, dar și maghiar. Tata a optat pentru România. Treaba lui. S-a născut la Satu Mare, vrea să moară la Satu Mare. Votează, plătește dări, citește ziare din București. Pe mine toate astea nu mă interesează, nu sunt ale mele, nu le pricep. Eu am crescut cu Odi Endre, rămân cu el. Și dacă n-ar fi părinții pe care trebuie să-i văd în vacanță, dacă n-ar fi mai ales altceva... Aluzie la Marjorie. Cred că aș rămâne mereu acolo, acolo sunt amintirile mele, e limba mea, cultura mea. O cultură care, din câte știu, nu te revendică cu atâta bucurie cu cât o revendici dumneata. Mă așteptam la obiecția asta. Mă și miram că nu mi-amintești că la Budapesta, la universitate, e numerus clausus. Desigur, nu e plăcut. Uneori e umilitor. Dar când iubești ceva cu adevărat, iubești cu ce e bun și rău la un loc. O să treacă și asta într-o zi. Nici dumneata n-ai face altfel. Ce surpriză întâlnirea cu Este Haim în cazinoul din Sinaia. Neschimbat vechiul meu prieten, a lipsit din țară, a umblat mult, a avut câteva istorii de amor, a făcut câteva afaceri, lucrează acum cu câteva case străine de articole tehnice. Matematicile nu-l mai preocupă. Sunt și eu ca fetele de ovrei care cântă cu emoție Beethoven și Schumann, până ce într-o zi se mărită, lasă pianul, uită muzica, se îngrașă și fac copii. În realitate nu crede nimic din ce spune. Banii, oricât i-ar avea de mulți, nu i-au alterat nimic din aerul lui de om liber, puțin copilăros, aiurit. Ne-am plimbat bucuroși de revedere. Este H era la curent cu lucrările de la Uioara. Voi lucrați pentru noi. Proletarizați o întreagă regiune. Ba faceți un lucru și mai grav. Dizolvați antinomia țăran-proletar. Încă o superstiție care se duce. Nu există, domnule, nu poate să existe în lupta deschisă pentru revoluție o acțiune rurală. Nu cunosc rurali, cunosc muncitori și posedanți. În fabrici sau la câmp, problema de clasă e aceeași. Am surâs, găsindu-l la fel de tenace în ticurile lui marxiste. Lucrurile nu sunt atât de simple, Este H. Aș fi vrut să-i vorbesc despre punctul de vedere al prunilor, dar știam că se va înfuria. Am trecut la altele, cărți, femei. Cărți, amoruri, bani, toate sunt provizorii. M-aș plictisi fără ele. Dar eu aștept altceva, altceva. Se pare că n-a venit momentul indicat. Suntem într-un an stupid de prosperitate. Aștept criza. Acolo toate cad, toate se răstoarnă. Acum sunt prea mulți bani, prea multe excedente, prea mult optimism. Să-i vedem în 1930, în 1931, atunci o să se aleagă într-un fel. Până atunci mă odihnesc. Nu sunt nici sentimental, nici martir.
N-o să mă duc la Jilava pentru poezie. Ceasul eficace e un ceas de spasm. Acum 6 ani când ne-am cunoscut noi, a fost unul, dar a trecut și l-am ratat. O să revină într-o zi și pe ăla nu-l mai pierdem. Am privit amândoi roșul de văpaie al amurgului. Cred că te înșeli, Haim. Și dacă nu te înșeli, cu atât mai rău. Da. Ne-am despărțit prieteni. Mi-am amintit de caietul meu albastru în care notam în 1922. Câte copilării, Doamne! STH are dreptate. Era un moment de spasm, așteptam orientări din stradă și nu erau decât confuzii, stupidități. Mă refugiam în probleme de conștiință, reduceam totul la drama de a fi evreu. Eram, cred, la 2 pași de fanatism. A fost o bună idee aceea de a-mi fi întrerupt jurnalul. Scriind îmi întrețineam febra. Lucrurile s-au așezat cu încetul, liniștindu-se, simplificându-se. Te întorci la Uioara? Te duc cu mașina. După tot scandalul pe care ni l-a făcut, prefer să rămân la cabană să ascult discuri. Ai face bine să nu te duci nici tu. Ce? O să mă sperii eu de un american, 3 nemți și 5 englezoaici? Frac ai? Lasă cu coare, că știu eu ce aia să fie elegant. Iată. Hainele astea albastre, ce au? Iată, puloverul ăsta cafeniu. Uite. Și gulertare, papion cu buline și ghete albe. Ascultă, Marine, mă întreb uneori dacă tu nu ești un umorist care se îndeletnicește cu ultragerea voluntară a prejudecăților. Cum ai zis? Bă, tu tot lunate că ai rămas cu toată arhitectura asta a vieții. Un băiat a plecat fericit. La întoarcere l-am văzut tulburat. Se mișca de colo-colo, se frământa. Marine, tu ai ceva? Dă-i drumul. Da, să nu te superi că... Eu, să știi că de femeia prietenilor nu mă leg. Să vezi, băusem vreo 2-3 pahare și ieșisem pe terasă să mă răcoresc. Am găsit-o acolo pe marjoria voastră. Bărbasul era la cărți. Nu mergi să te plimbi, am zis eu. Ba merg, a zis ea. Și ne-am dus. Când am trecut pe la ei pe acasă, ea a zis: hai înăuntru că mi-e sete să beau un pahar cu apă. Am intrat și pe-ntuneric am dat o sărut. Ea n-a zis nimic. Pe urmă ne-am culcat și ea zicea să nu-i boțez rochia. Pe urmă ne-am întors la club și bărbasul tot la cărți era. Bravo, Marine! Și pentru atâta lucru te frămânzi tu, mă! Te-ai culcat cu ea, halal de tine! Care va să zic că nu e supărat! De ce să fiu? Ce mi-e Marjorie? Neam? Nevastă? Iubită? Treaba e și a ta. Ai dreptate, ai dreptate. Că așa este toate. Niște dămuri. Niște dămuri? Da. Mă, am uitat să-ți dau telegrama de la Blidaru. Vine! Profesorul Blidaru? Vine la Uioara? Măi, drunțule, asta da veste. În sfârșit capitulează.
L-am rugat de atâtea ori să vie la Uioara și de fiecare dată a refuzat cu violență. Ce faceți voi acolo? E o barbarie, un atentat, zice el. Nimic nu s-a făcut mai artificial în România de la 1848. Și eu spun la fel, din cauza prunilor. Dacă profesorul Ghiță, cum îi spune Vieru, ar fi un tehnician în materie, cred că obiecțiile lui ar deranja mai puțin. Unei cifre îi se pot opune oricând alte 10. Dar adversitatea profesorului trece dincolo. El gândește din punctul de vedere al prunilor. Dragul meu, oriunde se dezbate o luptă între un fapt de viață și o abstracție, eu sunt de partea vieții, împotriva abstracției. Vieru zice că el gândește concret. Probleme de conștiință dumneavoastră aveți? Concret, concret, nu există decât un singur lucru concret. Omul. Ori aici, la Uioara, e crimă organizată. Credeam că dacă v-ați decis să veniți, ați înțeles că... Ce să înțeleg, dragul meu? Țin să te anunț că anul ăsta, cursul meu despre economia românească și deformările ei europene se va ocupa la deschidere de cele două Uioare. Uioara veche și Uioara nouă. Am venit să iau unele informații de la fața locului. Atunci dați-mi voie să vă însoțesc prin sat. Tu vezi-ți de treaba ta la schele. Umblu singur. Când mă întorc, stăm de vorbă. Îmi spui ce mai faci. Bă, tu ai cap de pietrar. Cap de pietrar? Poate. Dar mă simt liber, împăcat, gata să primez lucrurile ce vin și trec, să aștept dezlegarea lor cu supunere, să le pierd fără deznădejde. Mă gândesc la marile mele probleme personale de pe vremuri și nu le pricep. Viața e simplă, imens de simplă. A venit să-i scot din vizuină. Marjorie, pe ploaia asta? Nu mă poftești înăuntru? Ba da. Vai, dar ce udă ești. Udă, da. Zgribulită și gălăgioasă. Ce mai faci? De două zile nu te arăți. Ce faci aici în vizuina asta? Am făcut un foc împărătesc și citesc. Nu-mi place să umblu când plouă. Miroase a toamnă. Da. Și nu suntem decât la începutul lui septembrie. Vino mai lângă foc. Uite o pătură uscată. Ia și pantofii ăștia de pâslă și halatul, ai să răcești. Îți fac imediat și un ceai. Un coniac? Fără. Trebuie să-l bei. Pentru sănătate. Bine. Nici nu știi ce bine mă simt aici la voi. Vin uneori la cabană când sunteți plecați. Stau un ceas, două, citesc. Parcă nu mă mai simt singură. Ah, deci fotografia asta dumneata ai lăsat-o. Te supără? Nu, nu, doar că eu îl credeam pe Dronciu vinovat. Peste două zile plec la București. Da, știu. Anul trecut tot pe vremea asta ai plecat. Îmi place felul ei de a vorbi. Net, fără pauze, fără căutări, puțin băiețesc. Ne privim lung, ca în jocurile de copii când pui rămășag să nu clipești. Marjorie. Poftim? Da? Da. Nu, bine. Mai târziu a venit și Marin de la schele, deloc mirat că o găsește la mine. Am condus-o amândoi acasă și unde noroiul era mai mare, o luam pe sus la groapa cu furnici. Ea cânta, învârtind triumfal basca pe care i-o dădusem să-și o pună pe cap. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. Ce zici, mă, de asta?
Auzi că un ziar german, nu știu cum îi zice, a publicat un studiu întreg despre Viero al nostru, despre lucrările de la Uioara. Îl laudă? Îl laudă, bă. Sunt și fotografii, și machete, și tot tacâmul. Unde sunt, mă, ăia de-l înjurau? Unde sunt? Să-i mănânc! Ăia de-au reziliat lucrările din parcul inginerilor la București. Ăia care săriseră chipurile să apere cetatea lui Bucur. Unde sunt? Am stat azi noapte târziu de vorbă cu dronțul la un pahar de vin și ne-am amintit de toate câte le-a trăit în atelierul lui Mircea Vieru. Încetase să fie un arhitect. Devenise un pamfletar. Arhitectura nu e o afacere privată. Ți-amintești, dronțule? Asta zicea el. Un artist este el însuși sau nu este nimic. Dar ce zicea în polemica despre specificul național? În artă, el este întrunirea tuturor locurilor comune. Specific național egal platitudine. Ce l-au mai înjurat în universul? Până și Blidaru. Ești un sinistru dobitoc. Așa i-a zis. Și dobitocul le-a arătat. A venit tata Arais cu banii lui și un dram de scrânteală. Adică exact ce-i trebuia ca să-l înțeleagă pe Viero. Iar acum, după 5 ani, ziarul ăla, cum dracului îi zice? Der Querschnitt? Așa, așa, ziarul ăla vorbește de un mare arhitect de la Uioara Prahovei. Al dracului Viero, mă. Ce mă apropia mai mult atunci de maestru era, cred, orgoliul lui rănit. Eu însumi aveam atâtea umiliri de vindecat, încât vecinătatea acestui om, lovit din toate părțile, mi se părea stimulatoare. Trăisem și eu în otrava difuză a ostilității. Știam și eu ce se cheamă o înjurătură peste umăr, un pumn aruncat în trecere, o ușă trântită provocator. Respirasem atmosfera adversității care te oprimă, anonimă, încăpățânată, fără început și fără sfârșit. Astăzi, în amintire, drama îmi pare puierilă și exagerată. Atunci însă, cu experiența primilor lamentabili ani de universitate, sufeream de apăsarea ei. Scandalurile din facultate, bătăile, tensiunea acelui an 1923 de dușmănie îmi întrețineau ca pe o rană veșnic deschisă conștiința păcatului de a fi evreu. Dau seama că era un abuz în neliniștea mea. Naivitatea oamenilor care au de ascuns ceva este de a se închipui suspectați. În realitate există o formidabilă doză de indiferență în lume care ți-ar da dreptul să crăpi în pace. În ce-i privește pe evrei, eroarea lor este de a se observa prea mult și mai ales de a se crede observați. N-am stat niciodată de vorbă cu cineva fără să mă întreb cu teamă dacă știe sau nu știe că sunt evreu și dacă, știind acest lucru, mi-l iartă sau nu. Cu Vieru am încercat de aceea din prima zi să mă explic asupra acestui lucru, dar el mi-a retezat-o de la primele cuvinte. Nu mă interesează, dragă. E o chestiune personală a dumitare și te rog să ți-o păstrezi. Vrei să spun dacă sunt antisemit? Nu știu. Nu cunosc chestia. Nu mă interesează. Nu mă poate interesa. Un lucru îți voi spune. Orice judecată globală despre o categorie de oameni mă înfioară. Eu nu sunt mistic. Am oroare de adevăruri generale. Eu nu pot judeca decât de la caz la caz, de la om la om, de la nuanță la nuanță. Mai târziu,
Cunoscându-l, mi-am dat seama cât fusese de sinceră declarația aceasta. Ce-i căzut pe gânduri? Lasă, frate, ce-a fost, a fost. Acum e bine. Vii cu mine la București, la lecțiile lui Blidaru? Nu viu, mă, nu viu. Îmi face rău. Recunosc că nu pot fi obiectiv când e vorba de maestru. Eu nu sunt critic și nu mă pricep la fițele filozofului. Îl iubesc pe maestru și cred în steaua lui. Peste asta, ce vrei să-mi spună lecția lui Blidaru? Orice o spune, dacă o avea dreptate, dacă nu avea, pe mine o să mă amărească, mă. Și n-am chef de amărât. Hai, hai, acolo la culcare, hai. Să fim bineînțeleși. Nu e vorba să punem aici în cauză lucrările arhitectului Vieru. Ele reprezintă, poate, un fapt de geniu. E de discutat însă semnificația lor în raport cu spiritul românesc. La Uioara, în 5 ani, un om îndrăzneț a substituit unei așezări de podgoreni o așezare de industrial. În virtutea cărei socoteli? În virtutea unei judecăți după care un coș de fabrică are drepturi mai mari decât un butuc de viță? Ei bine, această judecată e monstruoasă, domnilor și doamnelor. Nici coșul de fabrică, nici butucul de viță, luate de unul singur, nu înseamnă nimic. Ele nu prin sens decât încadrate într-o familie, într-o structură. Dincolo de această structură, ele rămân simple abstracții. Abstracție coșul de fabrică de la Uioara și nu mai puțin abstracție butuc de viță de la Manchester. Această ignorare a legilor specifice de viață, a formelor specifice de trăire, este o pervertire ale cărei rădăcini istorice ar trebui urmărite peste tot, prin tot secolul 20, spre izvoarele Revoluției franceze și mai departe spre izvoarele reformei. A fost o lecție frumoasă, dar hotărât, nu mă pot înțelege niciodată cu profesorul Ghiță Blidaru. E un seminarist, un teolog, un om care e fericit când se poate supune la ceva, nu importă la ce. Cu 1000 de moldoveni ca el și cu 1000 de munteni tot ca el, nu mă mir că aici a stăpânit veacul de-a rândul cine a vrut. Turcii și rușii și fanarioții, toată viața lui e făcută din supuneri. Supuneri la realități, cum zice el. Supunere la tot ce te depășește. E unul, în ziua în care aș crede că prin simpla mea condiție de om sunt condamnat să fiu depășit, m-aș împușca. Sunt un om liber sau nu sunt nimic. Liber să gândesc, liber să stabilesc valori și să fixez ierarhii. Lumea se poate înțelege prin discriminări critice și prin cercetări severe. Și, dimpotrivă, se poate întuneca definitiv prin renunțări la gândire și prin refugiu în intuiții mistice. Drama istoriei românești moderne jucată de doi eroi, Blidaru și Vieru, tipul rural și tipul urban român, singurele categorii valabile din cultura română. Între ei, o întreagă istorie de rezolvat, o întreagă cultură de înțeles. Cred într-o identitate umană. Cred în valori universale și perene. Cred în demnitatea inteligenței. Aceste trei scurte propoziții îl rezumă, cred, pe Vieru. L-am întrebat dacă războiul din care s-a întors cu două rând deschise nu i-a dat peste cap certitudinile intelectuale. Nu. Aș putea spune dimpotrivă. Am luptat cu seriozitate, fiindcă îmi place să fac totul cu seriozitate. Dar am știut mereu câtă valoare avea treaba asta. După a doua rană m-am trezit într-o noapte la un post de ambulanță, trântit pe targă într-un colț, lângă un caporal neamț.
N-avea mai mult de 19 ani. Mi-a spus că așteaptă să se termine războiul ca să poată pleca la Paris, unde voia să pregătească o teză despre raporturile dintre Goethe și Stendhal. Am vorbit toată noaptea despre asta și ne-am ajutat amândoi să reconstruim din memorie harta peregrinărilor lui Stendhal prin Europa de la 1812 la 1840. A doua zi dimineață urma să ne despărțim pentru totdeauna. Eu spre un spital, el spre altul, amândoi spre moarte poate, dar deocamdată în acea noapte problema noastră cea mai urgentă asta era. Din 2 ani de război, întâlnirea aceasta a fost cel mai frumos lucru. Am primit o lungă scrisoare dezolată de la Junele Dogani. Lucrurile nu merg deloc bine la Budapesta. Universitatea e din nou închisă, au fost scandaluri, bătăi de stradă, arestări și el a fost lovit. Toate ar fi bune și pe toate le-aș îndura dacă cel puțin aș izbuti să rămân. Mâine trebuie să mă prezint cu actele la secretariatul facultății pentru o nouă verificare. Voi fi menținut, voi fi eliminat. Tata mă amenință că-mi taie pensiunea dacă nu mă întorc la satul mare. Dar nu pot, nu pot! Ce vrei să fac acolo? Dintr-o țară care nu e a mea? Dar este Ungaria țara mea? Da, de 1000 de ori da. Orice ar spune tata și oricât ai râde dumneata, un singur om ar înțelege dacă ar trăi. Odi Endre. Dragă Pierre Dogani, rămâi unde te afli, va trece, vei uita. Ce ți se întâmplă dumitale acum mi s-a întâmplat și mie cu 6 ani în urmă. A trecut și într-o zi voi uita. Te-au bătut? Nu-i nimic. Au să te mai bată de 10 ori și pe urmă vor obosi. Dacă râd de dumneata, da, mărturisesc că râd și că fervoarea dumitale maghiară mi se pare comică. Asta nu înseamnă că nu te înțeleg. În locul dumitale aș face același lucru. Astăzi totul e așezat cu minte și amical, dar mi se întâmplă să-mi amintesc de desperările mele trecute și să nu le înțeleg. Mi se par rușinos de copilărești. Silește-te să nu suferi. Să nu te lași adică pe seama plăcerii de a suferi. Există o mare voluptate în persecuție și a te simți nedreptățit este probabil una din cele mai orgolioase bucurii intime. Fii atent aici și nu-ți îngădui un asemenea orgoliu. Încearcă să primești cu oarecare umor tot ce se întâmplă. Gândește-te cât am fi de ridicoli dacă ne-am alarmat de fiecare ploaie care ne udă. Crede-mă, ceea ce ți se întâmplă dumitale acum, oricât ar fi de trist, nu e mai mult decât o ploaie. Căutat la atelier Sammy Winkler, medicinistul. Am nevoie de o scrisoare de recomandare pentru Ralph Rice. Vrei să te faci miner, Winkler? Nu e pentru mine. Sunt câțiva băieți pe care îi pregătim să plece în Palestina și ar trebui să aibă câteva luni de practică într-o rafinărie. M-am gândit că tu le-ai putea înlesni intrarea în exploatare. Fără salariu, se înțelege. Dar tu? Tu ce mai faci? Ai trecut teza? A, nu. Am părăsit-o de mult. Nu mă mai interesează. Mai am de stat 2-3 ani și pe urmă plec în Palestina. Mă fac agricultor într-o colonie oarecare. De 4 ani lucrez într-o fermă în Basarabia organizată pentru sioniști, pentru pregătirea pionierilor. Fără să mă laud, sunt un bun plugar. De ce plugar? De medici nu au nevoie acolo? De medici poate da. De diplome însă nu. Winkler, explică-mi, te rog, de ce pleci.
În 1923 ar fi fost de înțeles, dar acum când lucrurile s-au calmat, am impresia că în 5 ani toate s-au schimbat. E mai multă siguranță, mai multă bunăvoință, mai multă înțelegere. Posibil, dar eu plec. Nu fug. Plec. Nu pentru că aici ar fi mai rău și acolo ar fi mai bine, ci pur și simplu pentru că nu pot trăi nicăieri în lume decât acolo. Eu sunt sionist, nu transfug. Vezi? În 1923, în plin scandal antisemit, sionismul era la apogeu, iar astăzi, când în lume e liniște și prosperitate, sionismul se află în criză. Eu prefer însă acest sionism în criză, pentru că el este al unor oameni hotărâți, nu al unor oameni speriați. Seara la cafeneaua Castaridi, lungi dezbateri despre neliniște, nevroză modernă, jid, generația războiului, Berdiaev, un abuz de termeni care mă descurajează. Pârlea pune lucrurile la punct. De asta ne arde nouă acum să fim spirituali, să fim sceptici. Cultură de bună maniere, mie silă. Să nu te doare că nu șade bine, să nu zbieri pentru că ce o să zică vecinii, să nu trăiești pentru că nu e gentil. Lăsați-mă, oameni buni, stupiditățile astea. Am avut 10 generații de sceptici care s-au uitat mereu în oglindă sub pretext ca o spirit critic. Eu vreau să dăm în mama lor toate eleganțele astea și să trăim furtunos, fără bun gust, fără selecție, fără nazuri, dar cu strigăte permanente, drame autentice. Mă privește drept și ochii scapără de fulgere. O adversitate la care țin ca la o prietenie. O dușmănie serioasă, dușmănie aspră de om sănătos. Ți-am citit articolul din Gândirea, Pârlea de Ștefan. Noi, ăștia tinerii care am venit după război... Generație de neliniștiți! Nostim mai sunteți, amicilor. Vax! Sunteți o generație de proletari fără conștiință de clasă. Slujbele s-au rărit, bursele sunt mici, toate locurile sunt ocupate. Ați rămas pe din afară și atunci, ca să nu vă pierdeți timpul, faceți metafizică. Într-o zi o să înțelegeți că statul democrat și burghezia nu vă mai pot încadra și atunci o să veniți spre revoluție. Să vedeți cum se topesc acolo toate neliniștile. E posibil să fii desperat și să ții conferințe despre desperare? Să fii neliniștit și să conversezi despre neliniște? Să discuți până la 2 din noapte la cafenea despre anxietate și pe urmă să te duci la culcare? Ce sumbră comedie! Ce mai fi și asta? Defilare? Ce zi azi? E 10 decembrie, Marine. Să auzim ce strigă. Ce să strige? Jos jidanii! Ți-aduci aminte de primul 10 decembrie? Ecu, mă, ce-am pocnit în ziua aia. Te pomenești că tu ai fost ăla care m-ai pălmuit. Te pomenești? Unde s-a întâmplat asta? În sala mare de la drept. No, n-am fost acolo. Noi de la arhitectură ne-am dus la medicină. Că la noi nu erau evrei destui, mă. Aveam un RTV ce nu s-a mai văzut. Fugeau evrei de mine de la o poștă. La medicină devenisem celebru. Dronțu de la arhitectură. Cine nu mă știa? Mă, nebun eram. Nebun! Nu e ciudat că mă găsesc astăzi în bună prietenie cu triștii eroi de odinioară? Scandalul a fost insuficient. Nici viața lor de luptă și revendicări, nici a noastră cu probleme interioare n-a fost o viață. Dronțul lovind cu ciomagul e neinteresant. Cazul e mai grav pentru Pârlea. Nihilismul lui politic, inocentele lui revolte, sinceritatea cu care le trăia. Nu-mi pare rău de ce a fost.
Îmi pare rău de cum s-a terminat. În indiferență și uitare. Pârlea trăia din nou o dramă sinceră. În 1931, afacerile lui Ralph Rice m-au adus la Paris. Birourile Rice din Bulevardul Osmond sunt o agenție modestă pe lângă sediul din Piața Rossetti de la București. Petrec însă destulă vreme la cafeneaua cu Paul. De fapt, cu Paul nu e o cafenea, e un continent. Fiecare om întâlnit pare a fi un erou, fiecare gest un început de dramă. De la masa noastră, Maurice Bure urmărește răbdător desfășurarea filmului și îi notează momentele decisive. A observa este pentru el o voluptate care o întrece cu mult pe aceea de a trăi. Are o singură pasiune acest băiat, dar ascuțită: curiozitatea. Tot curiozitatea l-a adus spre medicină, căci în afara gustului de a provoca și primi confesiuni, nu știu ce altceva a făcut din el un medic. Propria lui viață nu trebuie să fie în fond pentru el decât un alt spectacol, asemănător acestei vaste cafenele cu Paul, prin care oamenii vin și trec într-o cursă a cărei deșertăciune o răscumpără numai ascunsa bucurie de a privi și înțelege. Maurice e și el un martor virginal și perfid. O vezi pe Bruna aceea patetică de lângă oglindă? Ori așteaptă o amantă, ori își caută una. Da, de blonda din dreapta ce zici? Drăguță, nu? Și-au surâs. Să știi că n-ar fi o perechere. Maurice, dumneata inventezi pretutindeni romane. Ai spirit de detectiv. S-ar putea să mă înșel, dar îmi mențin părerea. N-am niciun chef pentru exerciții de psihopatologie. În ce mă privește, singura calitate pe care o recunosc oamenilor este indiferența lor, ceea ce constituie nu numai o politețe supremă, dar și o garanție de securitate și liniște. Nu m-a dezolat niciodată așa zisa dramă a neputinței de a ne cunoaște unul pe altul. Gândul acestei impenetrabile singurătăți, departe de a mă îndurera, mă bucură. Ça fait toujours une petite expérience. Experiențe, experiențe. Ești un cartezian, bietul meu Maurice. Unul din cea mai nefericită speță. Crezi? L-am citit pe Descartes în liceu, dar l-am uitat. Nu Descartes e maestrul meu, prea abstract. Pe mine mă interesează anecdota. Și numai prin anecdotă adevărurile. Eu nu sunt filozof, sunt numai un om curios. Cel mult... și asta numai ca să-ți fac dumitale plăcere. Cel mult psiholog. Îl văd neregulat. Operează pe mai multe fronturi, între care nu permite nicio confuzie. Bure, tânărul savant, sobru, aspru și închis. Bure, monden și facil. Și în sfârșit, Maurice Bure, moralistul, regizor al primilor doi, observator critic al oamenilor, căutător de cazuri interesante. Joci pe mai multe planuri. Cum te descurci? Vezi, bunul meu amic, viața ar fi imposibilă dacă nu ne-am organizat-o cum trebuie. N-am decât un singur pat și există
1000 de femei frumoase. N-am decât un singur număr de telefon și sunt 1000 de conversații interesante. Trebuie foarte mult tact ca să alegi just, să procedezi rapid și să riști puțin. Nu te obosește această navigație continuă între mai multe psihologi? Nu deloc. Ești un maestru, Moise. Am, nu, să nu exagerăm. Orice joc e complicat când nu-l cunoști. Și din potrivă, e foarte simplu când îl știi. Eu îmi cunosc jocul, asta e tot. Știu totdeauna ce vreau și unde să găsesc ceea ce vreau. Îmi trebuie un amor cinic. Buna Christine se află întotdeauna la laborator între 5 și 7. Vreau un ceas sentimental? Alba Alice Viniac răspunde la 14:99. Simt nevoia unei convorbiri tumultoase cu impresii metafizice. Robert Grevy mă așteaptă la redacție. Mă interesează probleme sociale? Bertrand e totdeauna informat. Vreau, în fine, să pun oarecare ordine în toate istoriile astea. Dumneata ești aici să-mi dai replica. Dar e monstruos ce spui. Unde ești dumneata în toate aceste experiențe? Care ești dumneata? Cinicul? Sentimentalul? Scepticul? Mă tem că nu ești nimic. Trăiești prin reflexul celorlalți. Ești ceva foarte artificial. Ești rezonerul comediei. Nu-mi displace rolul. Îl accept. Minus compasiunea pe care mi-o ofer, căci sunt încântat de tehnica mea de a trăi. Să ceri fiecărui om ce-ți poate da. Iată deviza mea. E inutil să călărești un vițel în speranța că va deveni un armăsar. Asta nu îl împiedica pe Morris să caute sau să provoace cazuri scandaloase. E probabil cel mai inteligent om pe care l-am cunoscut, fiindcă este numai inteligent, nici moral, nici imoral, nici bun, nici rău. Ar fi în stare să pună ordine și într-un ciclon. Morris, nu te-am mai văzut pe aici. Tot o mai iubești pe Germaine? Nu-ți imaginezi cât e de instructiv. La clinică n-am întâlnit decât cazuri de intoxicări grave, iar în manuale doar cazuri de generalități. Cu Germain, e o dramă. E eteromană, știai? Îmi vine să-i zic: dar cine ești dumneata, domnule? O mașină de înregistrat drame? Un agent secret psihologic? Un amator de suflete? Mă opresc însă la timp, fiindcă sentimentul pe care Morris e incapabil să-l priceapă e indignarea. Ce zici de Jacques Bertrand? Homosexual? Obiectez. Va fi. Are toate calitățile. Dar Robert Grevy? Habar n-am. A fost. I-au rămas doar nostalgiile. E însurat. Are o soție aprigă și atentă. Văd că te preocupă cei doi. Da. Pot da împreună ceva foarte reușit. Încerc prin urmare să le facilitez apropierea. Să le lămuresc propria lor vocație. Un corupător? Nu. Nimic comun cu Jid, nici viciul, nici prozelitismul, nici neliniștea. Mai degrabă Laclo. Ambianța morală în care trăiește Morris seamănă enorm cu atmosfera din romanul Legături primejdioase. Libertină. Primează inteligența. Să-i facem o vizită lui Ralph Rice. Cum spuneam, birourile din bulevardul Osmond sunt o agenție modestă, pe lângă sediul din piața Rossetti de la București. E vorba să începem lucrări la Le Havre. Mi-ar plăcea să putem clădi ceva acolo. Acum 2 ani părea chiar posibil. Astăzi, în 1931, însă,
Începe să semene aventură și eu nu sunt jucător la bursă. Și cu noi cum rămâne? A, profitați! Profitați, dragii mei, de expediția asta în Franța, anul ăsta dumneata, la anul Dronțu. Zilele astea se împlinește anul de când sunt aici. Îl așteptam pe Marin să-mi ia locul. Și? Mi-a scris 4 rânduri. Nu pot să viu, om însurat, am prea multe buclucuri. Rămâi sănătos acolo, Marjorie îți trimite salutări. Da. Marjorie? Fostă Danton? Da, domnule, s-a însurat. John Danton te bănuia pe dumneata. Mi-a scris și profesorul Blidaru. Vrea să-i construiesc vila de la Snagov. Și atunci? Am ales. Mai rămân un an la Paris. Excelent, excelent. Și încearcă să fii mai optimist în privința exploatării noastre. Parisul e un prost post de supraveghere a continentului. Sunt prea multe certitudini aici, prea multe deprinderi solide de gândire, iar în Europa prea multe convulsii. Apropo, ați aflat? La Uioara, revolta prunilor cunoaște un nou val. Astea sunt obsesiile profesorului Blidaru. Nu, nu, nu. E o cotă crescută de neliniște care se simte până aici. Dragul meu, eu mă simt în securitate. În fond, dacă nu mai merge cu petrolul, sunt gata să fac afaceri cu benzină și ulei. Marca Rice. Ce zici? Ah, știi cine m-a vizitat aici zilele trecute? Pierre de Gany. Parcă erați prieteni. Mă bucur să aud. Da, își face doctoratul în drept public și economic. Prin urmare a renunțat la Budapesta. Probabil. Pun pariu însă că e decis să rămână ungur până la capăt. Am văzut în Rue La Boétie câteva pânze de Chagall. L-am dus și pe Maurice. Ce tumult! Timiditatea evreului în fața câmpului deschis. E atât de dificil să te apropii cu simplitate de un pom când n-ai trăit niciodată lângă el. Chagall iubește iarba, arborii, dar nu știe cum să iubească. E prea multă fervoare în această iubire și prea multă tristețe. Timiditatea evreului în fața câmpului deschis. Sinagoga mea din copilărie avea geamuri mici, albastre și roșii la ferestre. Lumina tablourilor lui Marc Chagall de acolo vine. Țin foarte bine minte cei 2 lei de bronz care propteau tablele lui Moise. Chagall descinde din această veche tradiție de sinagogă. Un talmudist sătul de abstracții, un hasid care a ieșit la câmp, unde va privi tulburat pasul leneș al boilor, va simți mirosul pământului ud, va urmări zborul scurt al vrăbiilor. Dar nu va uita clătinarea eternă a cititorului din sinagogă deasupra cărții deschise. Maurice Bure e de altă părere. Nu-mi place tumultul. Pe dumneata te emoționează, poate, pe mine însă mă contrazice. Simboluri greoaie, visuri neterminate, imagini confuze, ce vrei să fac cu ele? Simt ceva crispat aici, care mă neliniștește, mă incomodează. Ești un om comod. E rușinos? Orice om singur e un om comod, orice om care respectă propria lui demnitate. Sunt într-adevăr un om comod și nu vreau să fiu la discreția tuturor exceselor de lirism din viață, cărți și tablouri. Nu-mi suport propriile mele leșinuri, de ce să le suport pe ale altora? Viața nu e posibilă decât între oameni stăpâniți, care își controlează ideile, își verifică sentimentele și își păstrează pentru ei crizele interioare. Sunt francez. Mai mult, breton, n-am înțelegere pentru teutoni și pentru iudei. Antisemit? Da. Nu în politică, dar în psihologie, fără îndoială.
Trebuie să înțelegi și să nu te superi. Asta. Dragă Moris, am cunoscut în cariera mea de evreu atâția antisemiți furioși, încât dumneata, care ești în materie de antisemitism numai un diletant, un amator, departe de a mă supăra. Îmi face plăcere. Mulțumesc pentru amabilitate, dar te previn, nu o merit. Fiindcă primejdios sau nu, eu rămân totuși un antisemit. Sau, ca să vorbesc exact, rămân un adversar al câtorva ticuri de sensibilitate și psihologie iudaică. E un spirit agitat, convulsiv și febril pe care îl detest. Este o anumită optică ebreie care schimbă proporțiile lucrurilor, tulburând simetria lor și atacând realitatea lor. Înclinarea spre vis pe care o lăudai la Chagall al dumitale umblă pe hotarul dintre somn și trezie, ceea ce îl descalifică pentru artă. Un evreu clar e un fenomen. Marea majoritate sunt somnambulici. Ar trebui, poate, înainte de a-ți răspunde, să ne înțelegem asupra termenului claritate. Clar poate fi și un notar și un poet. Dar mi se pare că nu e tot una. Se poate. Eu optez pentru claritatea notarului. Claritatea poate fi stearpă, iar tumultul poate fi fertil. Sunt lucruri care se creează în învălmășală, la mari temperaturi, acolo unde ochiul înghețat al clarității nu mai rezistă. Sunt lucruri care se înțeleg cu sângele. Sau nu se înțeleg deloc. Protestez, protestez cu energie. E o gravă eroare anatomică ceea ce afirm dumneata. Organul cu care omul înțelege este capul. Sângele servește la alte treburi. Aberația asta cu sângele gânditor e teutonă, slavă sau iudee. Un francez n-ar spune-o niciodată. Un anglosaxon cu atât mai puțin. Văd cu durere că devii patetic, ceea ce este sinonim cu evreu. Păcat! Sunt în primejdie de a pierde un prieten. Iată-mă așadar apărând drepturile tumultului spiritual împotriva lucidității. Ștefan Pârlea, dacă ar ști, ar jubila. Pentru el eram un monstru sceptic. Pentru Maurice Bure devin dimpotrivă un metafizician. Există, cred, în spiritul iudeu o luptă mereu deschisă între biologie și inteligență. Luptă de extreme pe care nimeni nu le-a împăcat. Se va găsi mereu un Pârlea să ne denunțe spiritul critic și un Moris care să deteste spiritul tragic. Ar trebui găsită linia de mijloc. În ce mă privește, cred că drumul nu mi-ar fi greu dacă el ar trece prin Montaigne și Stendhal. Maurice, nu ți-a fost niciodată silă de inteligența dumitale? Nu ți s-a părut că e obositoare, prezumțioasă, insuficientă? Că după ce ai discutat tot, ai limpezit și ai înțeles tot, a rămas dincolo de lucruri o umbră sau o lumină până la care nu ai ajuns? Viața dumitale e fără mister și eu mă întreb cum nu te plictisești trăind-o. Ea, în orice caz, trebuie să se plictisească groaznic în tovărășia dumitale. Crezi? Aș vrea să știu dacă n-ai întrezărit niciodată umbra morții, dincolo de micile certitudini pe care le cultivi. Dacă nu te-a înfiorat sentimentul că ceea ce faci e mărunt, inutil, vid, că toate aceste experiențe sunt deșarte, că viața trece peste capul dumitale. Ești prea sănătos și echilibrat, Moris. Îți lipsește un pic de dezechilibru. Un simț mai puțin exact decât văzul, dar mai esențial decât el. Simțul tragicului. Dumitale, la ce-ți folosește? Nu-ți poți imagina ce impresie de oraș provincial îți face Parisul dacă vii din Europa. Nu toți au șansa ta, SDH, să călătorească atât. Serios?
dai senzația că te-ai rătăcit într-o gară unde trenurile expres nu opresc. Miroase a 1924, ce mult a 1928 și noi suntem în 1931. La drept vorbind, și eu cred că lucrurile europene se văd prost de la Paris. Prea multă siguranță. Securitatea e o rea ambianță de gândire. Păi uite, Berlinul, Viena, pe acolo încordarea e maximă. Chiar și Bucureștiul sunt mai vii, mai actuali. Când treci granița la Basel spre Paris, timpul dă înapoi cu câțiva ani. Ai să vezi și tu când ai să pleci. Ai să găsești în Europa o fierbere care aici nu se simte. Nu știu dacă voi pleca. E, ba vei pleca. Lucrările de la Dieppe nu se mai fac. De unde știi? Văd. Văd timpurile care vin și înțeleg ce se poate și ce nu se poate face. Am avut și o convorbire de 2 ore cu bătrânul Rice. Îl cunoști? Păi am lucrat în ultimul an pentru exploatarea Rice de la Berlin. S-a terminat, domnule! S-a terminat! Puteți închide prăvălia! I-ai spus tu asta? Păi da! Mergem spre revoluție! Cum te văd și cum mă vezi? Germania nu mai ține, Austria nici vorbă, Extremul Orient troznește. Nu mai e o criză de 7 sau 11 ani din alea despre care scrie în cărțile de economie. Este un naufragiu general. Pot să-ți o demonstrez cu cifre, dar nu vreau. Am mai multă încredere în mirosul dumitale de om de afaceri. Nu simți o aromă de dinamită gâdilându-ți nările? I-ai spus asta lui Rice? Și el ce-a spus? Privea încruntat că limarea de parc acolo era prima doză de dinamită de care vorbeam. I-l-am prezentat pe Haim lui Maurice Bure. A fost admirabil. Din momentul în care nu se mai ocupă de destinele universului, e un băiat cu umor. Știe o sumedenie de lucruri și mai ales știe să le pună în legătură. Puțin abracadabrant, dar greu de combătut. Cu aptitudinile astea vei termina probabil la Intelligence Service, domnule Haim. A, se singura meserie care m-ar interesa. Să faci poliție în stil mare e desigur pasionant. Da, e puțin, e sărac. E o meserie de raporturi, de subordine. Mie îmi trebuie altceva. Am să vă spun la ureche, domnule Bure, să nu audă nimeni. Absolutul. Numai atât? Nu l-am mai văzut apoi vreo 3 zile. Azi, când am deschis ziarul, am citit în pagina a 3-a. Mari arestări de comuniști în România. Numele lui STH ieșa dintre rânduri. Sunt înmărmurit. Am telefonat la hotel. Da, este adevărat. Părăsise Parisul cu 3 zile în urmă. Mie cu neputință să accept. Și mă urmărește fiecare amănunt al acelei ultime serii a noastre. Costumul gri, cravata albastră cu puncte albe, țigările Chesterfield pe care le cumpărasem împreună de la debitul de lângă Châtelet. Mi-a scris. Îți aduce aminte ceasul de spasm de care vorbeam odată? Ei bine, a venit, dragul meu. Miroase grozava revoluție. Ce memorie extraordinară ai, STH. Eu uitasem. Rămâi cu bine, STH, dar ține minte, ceasul jilavei e mai exact decât ceasul istoriei. El măsoară cu minute și secunde, tu măsori cu decenii și veacuri. Am revenit la București și l-am căutat pe STH la închisoare. Era fericit. Dacă ai ști ce frumos e aici, oameni, bă, oameni! Nu știu cum o fi pe calea victoriei, dar aici, în cazemate, miroase grozava revoluție. O simt! Nu e noapte să nu mă culc cu gândul că dimineața s-ar putea să găsim porțile vraiște! Absurda lui certitudine mă uluiește. Nu, n-am să-l iau de umeri și n-am să-l scutur. La ce bun? Pârlea e singurul care îmi poate da lămuriri despre situația lui STH. Îl găsesc la cafeneaua central, unde își face veacul înconjurat de câțiva tineri famelici care îi fac gardă.
De ce l-a arestat? De ce l-a condamnat? Mă omor cu întrebările astea. Fleacuri, prostii, domnule. L-au arestat pentru că trebuia să-l aresteze. Ieri pe el, azi pe mine, mâine pe toți. Numai așa se face o revoluție, cu oameni trecuți prin pușcărie. E vinovat? Nu-i vinovat? Treaba lui. Pentru noi nu există decât o singură întrebare. Pleznește statul ăsta, ori nu pleznește? Nu te știam comunist. Nici nu sunt. Ce e aia? Comunist, reacționar, stânga, dreapta. Superstiții, domnule, sferturi de idei. Există doar o lume veche și una nouă. Atât. O lume care crapă și una care se naște. O să stau eu acum să-l bocesc pe Este Haim. N-am timp. Scurt, noi umblăm cu toții prin noapte de avalma. Unul cade, altul nu. Fiecare după cum e scris. Când s-o face zi, o să ne lămurim. Nici aici, în cafenea, între două pahare de șarte de bere, dominând cu vocea lui de bariton pârlea de Ștefan, nu este ridicol. Are o frunte inspirată și un pumn decis, iar când vorbește, privirea lui își face loc spre nu știu ce ținte nevăzute. De unde vin băieții ăștia lunatici? Fără casă, fără rost, cu mâinile goale, cu identitatea neprecisă, cu așteptările dibuitoare. Simt că a venit timpul nostru. Simt că ieșim din mediocritate. Prin sânge, prin flăcări, dar ieșim. Când te sufoci într-o casă inundată de gaz aerian, nu stai să deschizi ferestrele, le spargi. O să-i punem la zid. Pe cine se pune la zid? Deocamdată nu sunt limpede fixați. Pe burghezi, pe bătrâni, pe burtoși, pe sătui. Totul e confuz, surd, învălmășit. Trebuie neapărat să pleznească. Ce? Totul. Nu se teamă că se va sfârși din nou cu câteva capete și geamuri sparte? Dacă nu, se va ajunge iar la un scandal antisemit? Nu crezi că revoluția ta e un cuvânt nou pentru o mizerie prea veche? Mă, e secetă și eu aștept să vină ploaia. Iar tu stai deoparte și îmi spui: o fi bună ploaia, dar dacă vine cu grindină? Să strice, să nece, să dărâme, dar să vină. Nu-mi pasă decât de un singur lucru: că e secetă și că trebuie ploaie. S-ar cădea să fim mai atenți cu marile porunci, cu marile secete, cu marile ploi. N-a existat de-a lungul timpului nicio mare porcărie istorică pentru care să nu se poată găsi un tot atât de mare simbol. Ești un om primejdios, prea lucid pentru noi. Nu, ne trebuie o generație de oameni care să se fi săturat de a tot fi inteligenți. E periculos să te lași în voia valurilor. Norocul meu e că am crescut lângă Dunăre. Și cel din urmă, Barcagiu, are nevoie de o hotărâre limpede. Iată-te acum și Valah. Mă fac să râd. Te înșeli, nu voi înceta niciodată să fiu evreu. Asta nu e o funcție din care să poți demisiona. Cum ar fi un meeting al sălcilor din Balta Brăilei, revendicându-și dreptul de a fi sălcii. Acasă, la Blidaru, discutăm pe aceeași temă. Ia uite pe harta asta. Vezi? Viena. Aici e nodul. De aici o să crape totul. Anschluss. E o chestiune măruntă, aparent, dar toată lumea e angajată în jocul ăsta. Dacă nu te-am chemat să-ți spun că renunț la casa de la Snagov. Da? Nu, te rog, nu insista. Am sentimentul că nimic nu e mai ridicol azi decât să construiești ceva. Știu precis că mâine se va cutremura pământul și eu mă apuc azi să-mi fac casă. Zici și tu dacă nu e comic. Ia, spune mai bine, ce vești mai ai de la Uioara? Oamenii de la Sonda 19 refuză să lucreze. Uh-huh. Ar trebui prevenit bătrânul Rice, dar nu e de găsit. Cel puțin dacă ar rămâne cei de la uzină, ca să avem lumină. Înseamnă că e groasă. Ar fi trist dacă ni s-ar distruge Uioara. Vierul e deprimat, atâția ani de muncă. Se vor duce într-o noapte. Ați învins, profesor. Cu un incendiu nu faci o revoluție. Ce se întâmplă acum la Uioara este desigur în ordinea naturală a lucrurilor. 10 ani au vorbit sondele, acum vorbesc prunii. Glasul lor vine mai de departe și de aceea era obligatoriu să se facă auzit. Dar să nu ne înșelăm, deocamdată e insuficient. Noi avem de ars o întreagă istorie, nu 3 sonde. Thank you.
Niciodată nu mi s-a părut mai insuportabilă camera mea, cărțile mele, planșele mele. Am crezut mereu că singurele înfrângeri și singurele victorii care decid în viață sunt cele pe care le pierzi sau le câștigi singur față de tine. A fi singur este o demnitate pierdută, un viciu lecuit. Ne vom aminti de obligațiile noastre de specie și vom trăi de avalma. Am mizat prea mult pe tabloul lucidității și am pierdut. Va trebui să-mi obișnuiesc ochii cu întunericul care se lasă. Dar până atunci îmi rămâne un lung sfârșit de zi pentru ce am iubit și încă iubesc. Voi clădi casa lui Blidaru la Snagov, o casă pentru soare. Pârlea vorbește mereu de un mare incendiu istoric ce se apropie. Cu atât mai bine, voi avea ce să-i dau. Șantierul e tot șantier. Aș putea spune că aici la Snagov e la fel ca la Uioara. Mă bucur că ai venit, Marjorie. Și o dai asta a ta. Parcă e cabana noastră dintre dealuri. S-au petrecut atâtea între timp. Da, am devenit doamna Dronțu. Ești însă la fel de vaporoasă. Îți mai plac romanele? De fapt am venit ca să-ți spun că ce s-a întâmplat ieri între tine și Marin e atroce. Ți-a povestit? Da. Și nu mi-a venit să cred. Nici mie. Dar e absurd, doi oameni serioși ca voi. Așa credeam și eu. Spune-mi din ce v-ați luat. Marin n-a vrut să-mi spună decât că... Da, așa a adus brusc aminte că el e oltean și eu evreu. Nu umbla cu ovreizme, așa mi-a spus. Și asta pentru că ascunsesem sticla de tuș. Nu înțeleg, s-a enervat pentru atâta lucru? Poate. Ei, dar nu se rupe o prietenie de 10 ani din atât. Nu e așa că le înțelegi? Am înțeles din primul moment. Nu e așa că o să vă împăcați? Evident, ce Dumnezeu. Ai spus doar tu, nu suntem copii. Uite că vine și Marin. Salut! Ce ziceți de o plimbare pe lac? Mă, viața e o porcărie. Ne silește să facem o mulțime de mizerii și nici nu ne întreabă. O porcărie, să știi. N-are nimeni nicio vină. Sunt obosită, băieți. Hai, nu mă luați pe sus. Țineți minte ca la Uioară. Hai la groapa cu furnici. It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. Am venit să-mi iau rămas bun. Gata? Pleci? Gata. Și cred că plec la timp. Nu ai văzut? Iar au început să strige pe străzi, ca în 23. Oamenii ăștia vorbesc despre moartea mea, a ta, fără ca nimeni să întoarcă măcar capul. E ca tic-tacul ceasornicului. E lângă mine, dar din neatenție sau din obișnuință nu l-am auzit. După câtva timp, nu știu prin ce miracol, tic-tacul se aude din nou. Se întâmplă exact același lucru cu acest strigăt străvechi de moarte care umblă pe străzile românești și se aude în răstimpuri din senin. Moarte jidanilor. Poate nu din senin. Tu faci cum crezi? Eu plec? Nu ai un echipament prea sumar pentru un făcător de istorie? Nu, este exact ce-mi trebuie. Restul a rămas aici. A fost greu? Destul de greu. De asta am și tăiat-o scurt. E mai simplu să te desparți de toate lucrurile grămadă decât de fiecare în parte.
Le-am interzis rudelor să mă conducă, iar tovarășii de drum au plecat înainte la Constanța. Joia viitoare vor fi la Haifa. Și pe urmă? Drum bun, Sami. Aș vrea să învingă, dar mi-e greu să cred în victoria lui. Aș vrea să găsească printre portocalii lui palestinieni pacea pe care fiecare o căutăm unde ne-a fost scris. Este H la Jilava, Abraham Sulițăr pe drumuri și în cărți, eu pe șantier clădind. Vaporul care îl duce spre Haifa va despica printre valuri un drum ce suie poate către o nouă istorie iudee. Duce el și spre o pace iudee? Nu știu. Nu cred, nu îndrăznesc să cred. 2000 de ani nu se pot totuși suprima cu o plecare. Am auzit că ai reluat lucrările la Snagov. Cum merge? De la profesorul Blidaru am mână liberă. Deocamdată, zice el, e casa mea. Nu te mai vezi deloc prin oraș. Mi-e silă. În fiecare colț de stradă un apostol și în fiecare apostol un distrugător de ovrei. Mă obosește, mă deprim. Ai dreptate, ai dreptate. Totuși există o problemă evrească și ea trebuie rezolvată. 1.800.000 de evrei nu se pot suporta. Dacă aș avea putere, aș încerca eliminarea câtorva sute de mii. Să ne înțelegem, eu nu sunt antisemit, am mai spus-o, dar sunt român. Și în calitatea aceasta, tot ce mi se opune e primejdios. Există un spirit evresc iritant. Împotriva lui trebuie să mă apăr. În presă, în finanțe, în armată, pretutindenii simt apăsare. Dacă organismul nostru de stat ar fi rezistent, puțin mi-ar păsa. Dar nu e. E păcătos, coruptibil și slab. Și de aceea trebuie să lupt contra agenților de descompunere. Te surprind? Nu. Mă deprimi, domnule Mircea Vieru. Vezi, eu cunosc două feluri de antisemiți. Antisemiți pur și simplu și antisemiți cu argumente. Cu cei din tâi mă mai pot înțelege, cu ceilalți însă e greu. Pentru că ți-e greu să le răspunzi? Nu. Pentru că e inutil să le răspund. Să zicem că aș putea să le răspund. Crezi că ar lămuri ceva? Gândește-te că toate învinuirile posibile împotriva evreilor din România sunt numai locale, în timp ce antisemitismul e universal și etern. Ce se întâmplă acum în lume e o glumă în comparație cu ce se întâmpla în 1300. Ești abil? Nu cumva pentru că antisemitismul e etern, vrei să-l scoți și inexplicabil? Și pe evrei inocenți? Doamne ferește, nu numai că mi se pare explicabil, dar evreii mi se par singurii vinovați. Esența antisemitismului nu e nici de ordin religios, nici politic, nici economic. Cred că e pur și simplu de esență metafizică. Nu te speria, există o obligație metafizică a evreului de a fi detestat. Asta e funcția lui în lume. De ce? Nu știu. Blestemul lui, destinul lui. Dacă vrei, treaba lui. Există o singură cale, supunerea la destin. Și nu cred că asta înseamnă dezertare de la viață, ci dimpotrivă, o reintrare în biologie. Ești încă o dată abil. Deplasez cu totul discuția. Nu te supăra, dar pe mine nu mă interesează problema neamului ovreiesc. Treaba lui. Pe mine mă interesează pur și simplu soluția problemei evreiești în România. Dumneata îmi vorbești de pogromurile de la 1300. Ei bine, asta înseamnă fugă de discuție. Fiindcă una era antisemitismul acela, fenomen religios, și alta este așa zisul meu antisemitism, fenomen politic și economic. Sunt planuri distincte. Mă mir că faci cu bună știință asemenea confuzii logice. Ți se pare atât de deosebit ca semnificație antisemitismul de azi cu cel de acum 600 de ani? Vai cât te înșeli! Gândește-te dacă nu sunt fețe ale aceluiași lucru. Dacă mâine structura socială se va centra nu pe religie sau politică sau economie, ci pe, să zicem, apicultură.
Evreul va fi detestat din punct de vedere al creșterii albinelor. Nu râde. Așa e. Ceea ce se schimbă în antisemitism ca fenomen etern este planul pe care se manifestă, nu însă și cauzele lui prime. Esența fenomenului este însă mereu aceeași și se cheamă, oricât ai protesta, obligația iudaică de a suferi. Nu te supăra, dar refuz să răspund. Esențe, cauze, metafizică, nu accept nimic din toate astea. Și te chem la ordine. Eu sunt un gânditor, dumneata te arăți a fi un vizionar. Nu o să ne înțelegem dacă continui așa. O să ne înțelegem și mai puțin dacă nu continui. Ceea ce dumneata numește argumente sunt doar scuze. Dumneata nu ești antisemit pentru că crezi în anumite primejdi ovreiești, ci crezi în aceste primejdi ovreiești pentru că ești antisemit. Asta seamănă cu istoria oului și a găinii. Talmudism, prietene. Fie talmudism. Și talmudism dacă vrei. Ascultă-mă totuși. Să luăm un exemplu concret. Spuneai adineauri că sunt în România 1.800.000 de evrei. Da. De unde deții cifra asta? Cum de unde? Se știe. Vag. Cine a controlat-o? Nimeni, evident. Evreii spun că ar fi doar vreo 900.000. Păi și? Ți se pare că n-ar fi de ajuns ca să fie primejdioși? E rândul dumitale să fie abil, căci nu despre asta era vorba. Ai dreptate. E greu să ne înțelegem. Dumneata, am cer cifre când e vorba de intuiție. Ce suntem noi? Oameni care numără sau oameni care gândesc? Suntem oameni care simțim. La mijloc e un vechi sentiment de repulsie. De aceea mi se pare deprisos discuția. Crede-mă, nu se reproșez nimic. E aici o fatalitate împotriva căreia nu e nimic de făcut. Uite, sunt convins că într-o zi, dacă va fi nevoie, voi muri în prima linie pe un front românesc. Ei bine, crezi că asta va dovedi ceva? Că nu voi rămâne mereu străin, suspectat, ținut deoparte? Mă descurajezi. Ești cu prea multă pasiune evreu și eu sunt cu prea multă stăpânire român ca să ne înțelegem. În discuție, că și în viață dăm voie să nu fiu atât de sumbru ca dumneata și să spun că cu evrei ca dumneata pacea va fi oricând posibilă. Mai mult chiar decât pacea. Iubirea. E o amabilitate așa de veche. Obosit și intolerant. Eu cred cu încăpățânare că dezolarea dumitale metafizică aduce prea multe complicații într-o chestiune practică. Grea, dar rezolvabilă, poate. Ar mai trebui să o crești și dumneata. Adică voi. Ai spiritul ingenu. Ai spiritul tragic. Aseară la Snagov am stat foarte târziu până s-a terminat totul. Lustruitul parchetelor, ștersul geamurilor. Casa e gata. E casa pe care am visat-o. O casă pentru soare. Profesorul Blidaru a trecut fără o vorbă prin toate încăperile. Ne-am oprit pe terasă, de unde dimineața de septembrie se deschidea până departe, dincolo de lac, albă în soarele potolit de toamnă și ușor ostenită de propria ei splendoare. Eram fericit că nu-mi spune nimic și înțelegeam după tăcerea lui că se recunoaște acasă. Iată, domnule profesor, aici drumurile noastre se despart. Ești ceea ce mereu am visat să fiu. Un lucru simplu, curat și calm, cu o inimă egală, deschisă tuturor anotimpurilor. Ați ascultat De 2000 de ani, de Mihail Sebastian. Episodul al cincilea.
Dramatizarea și adaptarea radiofonică, Doina Pap. Distribuția a fost următoarea. El, Marius Tănescu. Moris, Mihai Bisericanu. Ralph Reis, Doru Ana. Este Haim, Petre Nicolae. Asistența tehnică, Florin Bădic și Monica Wilhelm. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Redactor și coordonator de proiect, Crenguța Manea. Regia artistică, Atila Wiesauer. O producție a Teatrului Național Radiofonic, octombrie 2007.